Da, fac live, da, mă, da, uite aici link, da, mă, da, dăm peste tot, da, hai, hai să dăm, bam. Dăm pe Royal Life la anunțment. Cine ești din Royal Life? Masă. Ai auzit? Nu e, mă, acolo, pe Lucky, pune o poză pe Time. Am băgat. Dar nu, mă, pe Time, gen, pe Time, de la stat, de la tur. Da, mă, da, fac live, este, mă, da, mă, uuuu, e live, mă. Uhuu, n-am mai jucat de când era mama, fată mare, mă. Uite, bă, sunt rank 6. Nu? Nu sunt rank 6. Sunt fac 8. Rank 3, bă, morții tăi. Ia uite, cu aici sunt rank 3, de timpul ăla, n-am avut niciodată rank 3. Morții tăi. Pă bune? A, bă, da, am avut 4. Ia, mă, mi-a dat un mesaj, frate. Poți să iau cont în grov, dar are rost? Da? Nu. Ba da, dăm. Vrei? Ce că nu. Ba da, mă, ia, ce pula, și jucăm și le spui să dea. Bă, da, avem orul lăsat cu aia, ia. Da, mă, da, aveți cu astea caz, nu? Și, da, da, am intrat, terminatule. Minune pe aici. Uhu, am primit cont, sunt la oruri, n-am mai jucat, ești nebun la cap, samp, este, mă, în sfârșit. Coi, eu n-am realizat cât de bun e autocorectul ăsta la telefon până azi. A primit consoare, ți-am zis, coi, ți-am zis că l-am primit, ți-am zis. A primit contul! Futu-ți morții, mă, din gură. Păi mă bate la cap. Ai de pula mea. She's in love with who I am. Back in high school. Ce, mă? Drake. Da, mă! Da, eu sunt psycho. Iau 5 de pe alte conturi, slick. Ultimul terminat. Pe cine a bănat? Pe șacal. Haaa, e, să-i dau un mesaj, nu? N-ai o treabă cu viața, prietene. Respect. Da, zi, bă, și cine ești, că îl arde. Da, chiar. Sunt Luchi. Bă, bă, coi, ăsta, nu că ăsta e prost, e gras de la proști, eu sunt gras, dar sunt cu minte, știi, nu sunt prost. Mă rog, eu sunt gras deștept, numai că eu sunt cu minte. El e gras, prost și handicapat, înțelegi? Are 3 calități proaste și mai și miroase. Toată intru pe Royal și gen... Îl simt așa, că e online. Mamă, coaie, cât sunt ăștia! Uhuuu! Iar mă duc în ei! Mamă, vină la noi aici. Shut the fuck up, slick. Okay. You fucking bitch. E unul aici, e unul aici, vrea să se bată cu mine, o să coboare. 3, 2, 1, o să coboare altul. Nu, am ratat. Acum o să vină ăsta pe aici, dar fac fenta XYZ. Mă duc prin... Prin ce pula mea mă duc? Nu, trage! Nu te dea! Bă, că ți-am zis să vii aici la noi. Coai, cât îs? Are ăsta droguri? Are ăsta droguri, mă, Goro? N-are, mă! Bă, coai, cum să jucăți, mă, fără droguri în altora, sunteți terminați? Mamă, ăsta mă bat, fii atent. Sau nu! Zeu, bă, zeu! Deci n-am mai jucat Sam de atâția ani. Băga mea și pula morții tăi. Așa, n-am mai jucat Sam și bă, tot le-am... Stai mă, că nu e cu order. Băi, zeu, mă, dă favorul. Ce? Ce-a dat muscul la futu-ți? Ce-ai zis, mă? Ce te-a bătut ăla muscul la vișință? Dar nu știu de unde, mă, cu aia. Asta zic și eu, dar uite că te-a bătut cu digă, nu știu ce crezi. Da, am observat. Dă, bă, favorul! Dar nu-s mașini cu aia, ești ratat. Bă, kick, cancelent. Ce fac, ăștia-mi dau un kick. La membrii din team. Taci-n pula mea, Emiliano. Am întrebat cu ai ce mafia are. TACI! Ce sunt morții tăi, Luchi. Mai știi când ai colindat? Da, cu aia, nu m-am venit. Mamă, că ai 50 pe live, Luchi, e bine. Bă, și n-am mai făcut de o grămadă de timp, ești nebun, adică...
Bravo, Coaie. Mă bucur, Coaie. Coaie, mă bucur că sunteți alături de mine. Mă bucur, Coaie, că sunteți alături de mine. Mi-am spus că ești din urechi. Cu cine ești pe confă? Cu niște șmecheri. Sunt pe confă cu Dumi, a.k.a. Abi de, din apărători. Sărăcia pui. Cu... Bă, iar vine ăsta la auto noi. Cu Victor, 20 km în hair. Și cu Emanuel Obezao. Coi, mă simt atât de bine când îl fac pe altă obez, deși eu sunt gras. What the fuck? E așa o satisfacție. Bă, Luchi, 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 când ajungi să faci tu yoga ca mine. Yoga? Coi! Coi, îți pun piciorul pe cap! Pă bune acum, îți spun. Vezi că eu vorbesc serios. Nu țipa, nu țipa, nu țipa! Nu țipa! Bă, bă, Luchi, sunt acolo niște fete, Coi. Nu că fete, femei. Femei? Cu fete, femei. Păi, Emanuel nu e cu fetele, el e cu femeile, e alt nivel, e... Da, mă, m-am prins. Ți-e-ți plac, ție nu-ți plac astea, gen Elsa Jean. Victorie, mută-o mai jos, să zic ceva. Nu-ți plac Elsa Jean astea, ție-ți plac direct Lisa N, Brandy Love. Nu? Nu? Hai zi pe față acum, na, suntem noi doi, nu ai pe cine să... Gen, mama are copil. Păi spui, vrei să fii o fitu? Toshiba! Toshiba! Una bucata? Două? Trei, mă! Trei ca pe vreun! Pă, coi, ce bun sunt! Mamă, și acum ăsta? Coie, dar i-am dat! Mamă, coie, dar l-am lovit, ați văzut? A intrat glonțul și nu i-a dat damage. Coie, ce server de căcat Xenon cel mai proscriptor? Huo! Revoltă la CNN. Bă, dar nu mai poți zona prin scrill? Uite grasul. Bă, taci morții, te zic de fșar pe prost. Ultimul retardat este Lix Amorio, n-are o treabă cu viața. Nici nu șerpi, de... șerpi, sifoanele. Coaie, nu știu de ce îl țin în Royal. Chiar vorbeam zilele astea cu Beyon să... Păi în locuitorul meu, mă, trebuie să aveți pe cineva acolo. O, mă, și tu, dă-te. Gata, o să-i zăvat, dar să intri asta. De când îl avem pe Slick e mai bine. Pe bune. Cu tine era greu, te țineam cu greu. Tu la nebunie. Shut the fuck up! Emanuel, tu n-ai dreptul. Fă 18 ani și după o să ai... M-a banat prostul ăla. Și ce? M-a banat pe... Și a fost pe nedrept? Exact. Și ai avut cod? Ia zi. Doamne ferește, am eu cod. Ai cod? Nu, nu n-ai. N-are mă cod. N-am jucat cod în viața mea. N-ai jucat în viața, da, cod. Niciodată. Și gen, ești anorexic. Și ce pula mea înseamnă aia? Anorexic înseamnă... Auzi, Coaie! Auzi! Gândește-te... E opusul la ce... Dar mine gras nu știe ce înseamnă anorexic. Cum pula mea? Și eu nu-s gras și știu ce înseamnă, cum adică... Pula mea, eu știu... Coaie, asta ține de baza limbajului tău. Dar nu-i din București așa ceva, e gen mai de la țară asta, știu. Aoleu, cât sunt, Coaie! Uite pe ăștia cât sunt, Coaie! Ai văzut, Coaie, câte ciori? Bă, revin, speter că ne cam... Hai, Luchi, ia-și tu un best. Hai! Ce best, Coaie, ești nebun de-abia? Mamă, uite, Coaie, mi-a dat după perete-n pula mea! Păi e lag pe server, mă! Și ce pula mea pagă? E nefrite. E nefrite ori. Auzi, că vine trebuie că rămân părinte la muzică. Pizda, mă, da, mă, da, băi, ziu, mă, ziu, Coaie, deci n-am, băi, băieți, dacă eram la Prime, când eram eu Prime, cel mai bun jucător din România, la Samp, mă jur, Coaie, că dădeam cu voi de pământ, de la cel mai mic la cel mai mare. Aveți noroc că am început facultatea, mă, că dădeam cu voi de pământ, mă. Aveți noroc că m-am retras din lumea Sampului. Ce răptat? Băi, m-am omorât. Băi, vă distrugeam, băi, vă luam de cap, vă luam de cap și vă dădeam cu capul de... Băi, dacă nu sunt în stare să țină o autostradă... Dă-mă fuvără, boule! Dacă nu gândesc copii... Dă-mă fuvără, vedeți cum ascultă sclavul? Dar ce mod pec ai, frate? Coaie, băi... Mod pec default. Dar bă, Coaie, arme, ai acolo de la... Coniții, mapă.
Ce mă, pe coaie, că să mor eu, e ținta aia default în pula mea, adică mi-am pus croserasi ca să am auz fix, am băgat o țintă și ce pula am mai băgat? Am mai băgat eu ceva. Cod. Da. Stai că după chiar o să creadă proștii. Bă, Cristi TSA ăsta e din TSA? Da. Cine pula mea e ăsta? Civa. A, băiatul meu. Și Smufie? TSA? Da, normal. Mult. Smufie și... Sunt cețile mele, sunt oamenii mei de da, bază. Da, da, oamenii tăi de bază. Și din ce este, bă? Pe avem partenerii, mă, nu ne vine Zilean din nume, aaa. Cică să mă amintim asta, da, și din ce. Și a dat fac cap pe Manuel. Eu am avut un clan cu numele CSTV. Ce? Am avut clan cu numele CSTV. Pe bune? Serios. Da, de prelungerea la licență cu 2 săptămâni pentru asta. Eu, în 2018, mă gândeam să-l vând pe Xpido, dar nu luam mai mult pe el decât un leu și... Auzi Xpido, na, și vezi? Auzi, l-am mai făcut jos de sloturi și l-am și mărit gen ca zile. Și-am luat bani. Mă bucur. Și-am luat bani, sed. Păi se sufocau pe server. Mamă, ce șmic, trebuie să faci glume cu grași, mușuri, deci glumele... Bă, coaie! Faceți de acum glume cu grași, că sunt amuzante, dar nu la adresa mea. Mulțumesc. No, I'm kidding. Bă, Luc, ești lucru și mi-a o fază cu aia. Zi, frate, orice. Mi-a dat un lider pe Reti. Ci că transfer la Dublin, ho, băi. Să nu uităm cine e adevăratul lider din spatele CSTV. Good. Să nu uităm de Good, fondatorul. Cine e ăla? Good-ul pula mea. Da, bă, e fail, nu. O, ce fail, mă, bă, stai, mă, că am intrat pe târf acum cu băieții, mă. Am intrat pe târf, stai așa. Cum, mă, degeaba, cum degeaba? Adică eu nu însemn nimic în mafia asta, mă. Hă? Asta însemn eu pentru... Băi, furtul capul, băi! Băi, eu cu băieții mei, bă... Bă... Da, mă, e zeul, ok. Coi, ce-i serverul ăsta? Ce... Deci... Ce-i serverul... Ce... Uite și, uite bă, Xenu, ce pe serverul tău. Uite cât a tras în ăla, coaie, văzut? Uai, ce-a fost aia? Ați văzut că aveam țita pe el în pula? Da, mă, că așa se întâmplă mereu, dracu. Coi, what the fuck? Ce dubios a fost. Așa e într-o când sunt mai mulți într-o zonă. O, mă, că mi-am dat comandă de căști. Dar trebuie să-mi vină. Uite-l pe ăla, de Ravi, ce suferă la membru meu. Zecaru. Vătați să-i facem drastelul Dublin la Dublin. Bă, hai mă, reveniți în pula mea, că nu pot să mă joc singur. Uite-te ce dă futul ăsta mărâu, mătică, dacă îmi bag codul, îți dau pe rezi. Căca cu ochii. Da, aia e atitudinea. Da, cu contul ali gol. Luchi poate să nu, nu, că nu se supără. Taci. Da, mă știu, mă uit, nu vezi. Ai grijă. Să nu las fel. Dacă te superi Goro, spune-mi ia, frate, că să-l liceu cu el. Da, mă, stai calm, Goro e băiat. Știu, bă, Suchi, de asta nici m-am jucat, de o lună și ană n-am mai jucat să am făcut lumea. Bă, coaie, dar chiar, pe bune, gen, nu înțeleg. Uite, coaie. Mamă, coaie, băi, sparge-mă aici, mă! Da, mă mai ții minte, Suchi, la... Căcatul la... Cu o târâ? Da, coaie, la mă o târâ, eu am băgat aici, mă, maxim. Bravo, Emilu. Cu o târâ, cu rachetele ce făceam făcut, am făcut ravagii. Dar de unde îmi dă, mă? De sus, coaie. S-a urcat pula pe ei și acum îți dai seama. Face tactul pe ant. Coaie, mi-a dat glon, spun cum a reușit să-mi dea glon. Bă, Luchi, ți-am zis că mi-am făcut. Na, mă, na, dă-o cu mine pe trasau, coaie, că n-ai cum, n-ai bă, cum. Bă, dacă treci asta de subteran, vină înapoi. Și the fuck up că-i bat aici pe toți, bă, cam ești pula în dinților. Hai mă, s-o dăm! Hai mă, ce, dă, tu dai de sus, ești mincher, mă? Îți dau lui ăsta din ran. Bine, dacă n-ar fi lag, îi dădeam din rand, da? Nu mă judecați, nu mai fiți mâiști. Dacă nu era lag, îl băteam, mă. Ma, cum a făcut caracterul ăla? Uite-l pe Sinky, Sinky Royal. Păi ce? Da, ce nume are? Pă bune? E clan, Royal ăla e clan. Doamne, Sinky Royal. Royal e clan. Fuck. Și
că, bă, Luchi, mi-a dat țeapă mama, scoate licența la prezervative. What the fuck, oaie? Deci recunoști că ești făcut la e-probetă. Ok. That's it. Ui. De ce n-ai moderator dintr-un simplu motiv? Pentru că nu ți-am dat. E logic, bă. Auzi, Luchi, ți-am dat deodată 5 euro pe da, canal, mi-ai dat moderator și pus cum. Nu-mi dai? Și eu vorbesc la fel de serios. Eu nu dau, eu nu dau moderator pe bani. Fucking schemă. Nu dai pe bani. Tu la ce schemă prost cu aia. Mă, te dau și eu un coment acolo. Tu la ce schemă, mă. Îmi dă la rating, știi, o stea. Da, că-i ce par. Coi, cum pula mea, lowline. Tu zărea să văd ticroco. F în chat pentru Emanuelo. F în chat. Mulțumesc, mulțumesc. F în chat. Respect. A, deci nu dai moderator, nu? Renko, să ne futem cu umăta mare. Au și pării m-am cântat. Că suge mă, Tandero, că ești în gura mătii. Hai că dacă are de linsa în colider. Bă, coaie, mai știi imnul ăla pe care l-am făcut noi? Cu Sinchi, cu pula mea? Da, 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 da. Parcă da, ți l-a... I-ai dat ping cu aia, ia cântă-l să mor tu. Pleacă-mă, hai, coaie, nu fi bulangiu. Hai, mă! Coaie! Să mai zici piesă în pula. Hai, mă, coaie, băgăm ceva, nu știu, Busta Rhymes și pe fundal un instrumental de la el și îl băgăm, mă, ce are, mă, live. Live cu cântat. Ia zi, Luchi, 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 uite, te-a întrebat unul. Te fute în cur pentru 1 milion de euro? Nu. Pentru că mie nu-mi plac banii. Facts. Dacă vii cu o ceată cu 1 milion de euro sau 2 geni la tine, dar nu știu cum zic, faci. Nu, coaie, mă refer, nu, coaie, n-aș face niciodată nimic pentru mă jur, coaie, deci pentru mulți bani, deci da. Eu mă jur că n-aș accepta asta mulți bani. Mă jur, da, coaie, și dacă ești vedea în față, aceeași părere aș avea, îți zic 100%, pentru că mă cunosc și gen aminte existate. Da, mă, încercăm, o să încercăm. Mă duc spate da, mă, faceți o bancă, îmi pune 1 milion de euro. A, mă, te fuți acolo? Nu e, mă, dau rob în viața reală, ce pula mea. Bă, Dumi, dă-mi un rob acolo la... Nu să stai casă. Și dau, și dau, și dau Lucky banii, să văd dacă se fute în cur. Uite, coi, i-am dat lui ăla după aia, cum pula mea. Luăm Deagle, M4. Ce mișto e poziția asta. Aoleu, dar de unde dai, mă? Cum dai, cum dai, cum dai? Că cam aș pe fața ta, că la mine nu intră. Cum dai tu, tu, cum dai, cum, cum? Explică-mi. Teoria relativității în pula mea, gardului futut rasa, mă, de sam. De și Renko, și Renko a zis, nu se fute în cur, dar omul e tot face. În primul rând, să-mi bag pula. Tactul s-ar fute în cur, ar suge pula doar pentru un ticket free la pentru un pentru un ticket free la Mega Image, coaie. Baga o piesa lobby pe live, hai, fă-i promovare, că vrea. Lobby? Nu, îi fac, mă, cine pula mea e abia. Ia zi, contracost vrea să zici. Să-mi plătească și după mai vedem. Câte lecuri are copilul ăia? Ai care, știu câteva. Iau-ți. Are 40 de ca like-uri, coaie. Bă, Victor. Bă, Luchi. Vezi că trebuie să mă trici la record. Ai înțeles? Da, mă, băgane, aș pula în el de târf. Da, bă, Luchi. Stai, ăsta-i Victor? Ăsta-i Victor? Victor? Da, bă. Deci, băieți, expose direct pe live. Xeni, ăsta-i limbaj de lider, coaie. Ăsta-i limbaj de lider. Un lider ar trebui să aibă limbajul ăsta. Liderul... Din... Ba pula mă, taxenoane, din, eu iau pula, din, na. Nu mai fi, sunt... mă, retardat, băga mici. Păi de lasă-mă copilul în pace, ce faci? Uite, expose Victor cu I. Nu era Victor, a vorbit Emanuelo. Emanuel. Ce-a vorbit eu cu aia? Uite, vezi, nu e Emanuel. Taci mă, pisa, expose, bă, te mă, nu e expose, expose cu aia, scoate-ți da, lider. Da, ce vrei, băi. Ce părere ai, bă, Luchi, că a făcut TSA-ul record cu aia? Care TSA, mă? Cine-i TSA? Păi, ce-am văzut? Aaa, ăia de v-am fondat eu acum 3 ani, da, da, da. Da, 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 cum ai ghicit? O, bă, că eu am pus pietrele și tu sar pe fundație. Ce, bă, băgați-ai pula, bă, da. Cum am lăsat echipa aia și a rămas, mă, din potriva, păi, tras-o în jos. Păi, nu, de fapt, a rămas, cum a rămas? A rămas, și ce, dacă ai venit tu, ce? Păi, dar, cine pula mea ești tu? Cine pula mea ești tu? Zi-mă cum vrea să fie Andrei singurul lider, da? Andrei? Că nu mai e nimeni. Andrei Sămoriu e cel mai prost lider care putea fi ales, vă jur. Păi eu sunt îngrijitor, el e fondator. Și ăla cu aia, ăla nu e nimic, ăla e...
să moară Franța. Ce a putut să practic dea mai... Practic el e fondatorul. Coaie, ce fondator coaie? Că dacă există un lucru mai prost pe lumea asta decât, nu știu, să zicem, handicapații, Andrei, deci atât de general de treaba. Deci dacă există handicapați, bă, orice handicapat e mai deștept decât Andrei. Andrei e cel mai prost om pe care l-am cunoscut ce vreodată. Deci ești, eu nu... Ce prieteni coi sunt în pula mea? Da, zici adevărat. A, mă, dai tu cu M4, ce pula mea dai tu cu M4? Hopeful nu-i on, Cortex nu-i on, Kosovo nu-i on. Dar de ce dau Order 1? Sunt autist, ce căcai, și am rifle, de ce pula mea nu-l folosesc? Cum te-am bătut beat-ul ăla cu aia? Da, mă, nu știu, pula mea, mă, piși pe el. Cumpărați ce este vă. Bă, Luchy, chiar bă, Luchy, mi-am făcut cod cu aia. Shut the fuck up, că îți dau bani. Dacă, fii atent, Emanuel, dacă mai zici ceva până închid live-ul, îți dau bani. Ai auzit? A zis. Bani. Auziți? Deci sunteți atenți, da? Ai ieșit. Emanuel. No, n-am cum, că nu se aude pe live și nu mă cred băieți. Îi dădeam bani, mă jur. Ce rău ești, bă, Luchy. Nu sunt rău cu ai, sunt drept. Eu sunt foarte, foarte corect. Dacă ești cu mine, trebuie să ai IQ-ul peste 12. Deci dacă stai cu mine, trebuie să ai IQ-ul peste 120. De asta stau un confă cu tine, că mai mă tragi pe mine în jos și poți să, știi? Gen, eu am 200, știi? Și mă tragi tu cu inteligența ta pe minus. Eu am 7000 IQ, bă, Luchy. Ce-i 7000 IQ, mă? Ai 7000 IQ când vine vorba de uși, lacăte și biciclete. Țiganul fricii. Doamne, că ai ce l-am dat. Băga-mi că mă uitam la chat. Ce l-am dat, ești mă futu-ți moții tăi. Doamne, că nu, sunt pe Skype, băi. Bă, și Luchy, gen dau share screen. Da, mă zi. Ai acoperit... Da. Ok. Și time-ul? Nu. Am înțeles. I-am zis la început drive-ul și ai zis că... mă, lasă-mă! Am zis că bag un Big Mac, bag-o după. Bă, coai, da, explică-mi, cum mă vezi tu pe mine, mă? Cum mă vezi tu pe mine când eu sunt camuflat în tufișul ăsta? Explică-mi și mie, căca cu ochi și ești, că te distrug, te omor. Stai, coai, că am scuipat pe monitor. Hai, vino, hai să mor tu. Ia uite, trage. Ești prost, nu tragi primul niciodată, cum nu dai țeapă niciodată. Advice. Retardaților. Nu să mă cac, râm. Încetați. Fiți neproști. E o combinație. Rog să-mi bag pula morții tăi. Uite, coai, de ce stai pe că ești terminat, mă? Te-a făcut un măta cu capul în jos. Tu, de ce tragi? Da, mă, dacă nu e bez, mă tăi curvă. Tu mă râi la cine, dracu, e? Nu știu, mă. Dar vrea bătaie cu mine. Dar dau 20. De ce dau order 1? Coai, de ce dau order 1? Deci mă înjur, m-am obișnuit ca pe cum era înainte. Pe biza. Da. Ce dau, mă, că sunt ultima paletă? Uite, bă, Inside, om patriot, mă, om patriot. Domnule Inside, spuneți-ne o părere despre ultimul single marca Abi. Abi, rege pe România. Taci-mi pula mea câte bani. Ce te cași, bă, tu morții tăi? Zi-mă în pizda, mă, cum se numește melodia? Așa, mă, Abi rege pe România, spuneți-ne o părere la rece, așa, la gheață, la minus 20 de grade. Spuneți-ne așa ce părere aveți. Salut, băieți, bine ați venit pe live-ul meu, foarte inteligent și foarte educativ. Să vă bag muie, mă. Să ne băgăm pula într-un braț. A venit Slick? Muie la șerp, muie la sifoane. Coai. Nu, bă, că vorbeam aici de Slick, cum îi dau? Gata, mă, la 500 de mii de like-uri. dau reveal la... Nu știu ce pula am să dau reveal. Nu, mă, Ștef! La 500! La 500! Nu, blast e în Kia, prietene, da? Ai greșit, Tim, suntem în rău. Ce rău, ești putut curul, Mati. Te-ai prins curul? Blast? Mi-arătă-s-o de colteu, putut special. Da, ești.
să moară. Like-ul să slăbește, uite ce de treabă. La? Mamă, coi cum e. Uite, Codrin s-a apucat, a apucat de slăbit. Tu când începi? Da, mă, ta când se apucă să mai sugă pula, că nu mai bani. Uite, știu, tovarășu, uite ce așa faci la abonații tăi, mă, îi înjuri. Dar eu vorbeam cu tine, dume. Păi, dar eu citeam după ce am ce treabă am eu. Și eu vorbeam cu tine. Așa era prezinești, mă, juri? Desigur. Cu tovarășul Mr. Zeze. Zeze, ca în clipul ăla alu Kodak Black. Ah, da. Și alu Kodak Black, nu? Zic bine? Ai, da, dar e la Xeni! Instructorul cu ei? Ăsta era de pe ogâl, știu eu. Bă, Xeni, ce-i asta, mă? Ce-i asta, fă? Gen, v-ați prins, e mimul ăla cu ce-i asta, fă? Este rău făcut pentru pele, frate, să moară. Ha, gen... Uite, știu ce dă unul comentariu, spune și mie când văd ce are Dumi cu mama. Deci, în primul rând... Dumiliano este ultimul retardat. Mie îmi pare rău că l-am cunoscut pe Dumiliano, însă circumstanțele au fost cruciale. Da, mă, cu aia să le povestesc, nu mai fi bula. Păi dacă mă super. Păi da, așa, deci cum am cunoscut cu Dumi? Era o zi de primăvară. Dacă zici ceva rău, prostule, te nu zic, mă, boule. Era o zi de... Deci vedeți, e ceva rău la mijloc. Expose. Pune bun. Muzică aia. Era o zi de primăvară. Lucky, am call our frățicu. Ce zici? Nimic. Bă, tu intra zis că ți-l de nou. Da. No. Are condum. Deci, era o zi de primăvară în luna... Stai așa când începe. În iunie, că atunci începe vara. Așa. Deci e primăvară, era iunie. Pentru că atunci a renăscut un sentiment în mine. Sentimentul. Îmi dă unul. O, bă, dar de ce te bați tu cu mine? Ești sinucigaș. Și prost. Din astecaz, ci că păi pe Goro joacă Lucky, Ublex dă perete. Da, coai, ce e asta? Codați. Lună albă fermecată, lună albă fermecată. Continuă. Așa, era o zi de primăvară în luna iunie, pentru că iunie începe, bă, înțelegeți voi, e caterincă, e metaforă, e ha, înțelegi? Bun, era o zi de primăvară în luna iunie. Eu stăteam liniștit pe SAM și făceam codul. Când dintr-o dată, șpoc! Un țigan la ușa mea. Așa. Imediat mi-am o să aminte de melodia lui Florin Minune, ce faci străine la poarta mea. Mamă, ce i-am dat-o lui ăsta. Așa. Și l-am primit în casă ca fiul meu. După ce a răspuns la întrebarea ce faci străin la... Ce-i primit acasă, dar ce mi-ai prins cu cândan care are pe măta? Ce pula mea cu povestea acolo? Da, mă, cu ăla, să mă să zic detaliile, nu mă fi bulanciu. Că poate e amuzantă povestea, că nici eu nu știu. Dar încerc să-i inventez acum pe loc, sunt și eu inventez. Am zis și eu, hai, că să-ți lasă povestea acolo. Mamă, ce cap ai. I-am dat unul în cap bine. Știi ce pula, vii pe motor. Aia, vii pe motor. Ce pula, te-a născut tactul pe motor. Mor, mă, bă. Da, azi, așa, mor. Și ce pula, dai cu M4. Ești pizdă, dai cu M4. Asta știi tu, dai cu M4. Și ce dacă, și dau și eu cu M4. Na, am dat și eu cu M4. Ce? Și dacă te... Și tu ce? Te urci ca măta. Uite, l-ați văzut, se urcă ca măsa pe pula. Așa copil, așa mamă. Excelent. Stai să mă gândesc la poza, la povestea cu Dumi. Excelent, stai pe cât, ce să povestesc? Excelent, excelent, stăteai pe cât, exact ca măta pupură. Da, mă, da, așa faci. Mulțumesc. Bă, uite-mă, bă, entertainment, bă, de calitate, cu înjurături, cu ce trebuie. Înjurături date cu cap, mă, nu îmi bag pula măta, ce e asta, îmi bag pula măta, aia e. Nu! Astea sunt jurături de clasa 1. Eu sunt clasa S. Îl am pe Dumi, care îmi fură abonații. Ok. Ce prost e Corban. Aaaa! Ok. Da. E Corban, fiete, Corban. Da, mă, zi. Deci eu toc F. Bine. Dar sper că îmi văd bestul. Vezi, bestul, nu vezi ce scriu eu. Da. Te
E o viață. Ia uite, bă, 100... Bine, bă, 100 pe live, bravo, bravo, să mor eu, n-am mai avut 100 pe live de, din vară, de când eram atâta, să mor eu, stai că... Coai, e ironic că eu am gesticulat acum și am arătat cât eram, gen, și voi nu vede, mă rog, dubios. Ăsta, doamne, Luchi, pune ce să poți doamna cu Skrillu. Hă? Pune să poți doamna cu Skrillu. Dar tu cine ești? Doamne, coai. Ești Emanuel, nu? Da, mă, eu sunt. Și nu ți-am zis că îți dau bani, prostule? Dar vreau să dau eu bani. Păi da, dar nu trebuie să-mi dai tu bani, îți dau eu bani. Gata, i-am dat bani. Ce pula mea? Crezi că am nevoie? Crezi că mă poți cumpăra cu bani? Nimeni nu poate să fac asta. Mm-hmm. Sufletul meu valorează prea mult să mă vând pentru bani. Sunt... De ce? De ce, Corban? De ce? Explic. Cu shawarma, știu și eu, mai vorbim, mai... Știi, adică... Dar așa îmi dai bani, aiurea, îmi dai bani. Bani am și eu. N-am nevoie de banii tăi, nu sunt pe interes, chiar dacă aș fi fost, tot pe tine te-aș fi ales. A, mă, coaie! Stai pe cât? De ce stai pe cât? Ești terminat, mă! Băi, ești terminat? Bă, ce stai pe cât? Mi-ai dat și două gloanțe, mâncam iar măta pula toată. Și tu ce pula? Vii și tu, dai cu M4, aia dau cu M4. Da, dau cu M4 că sunt... Excelent, ce să povestesc, dai cu M4. De ce dau order 1 cu aia? Bă, stai și-a dat te pe pula. De unde poți lua discuta? De nicăieri. Este numărul 1 pe România. Păi, fiți atenți, cu shawarma. Dar nu le ziceți la ăștia, nu mai fiți bulangii în pula mea. Oh, mulțumesc, băgam ești pula măta, Victor, m-ai lăsat acolo singur, futus pe măta. Aha, de joci în Rusia, în mafia, Dumiliano joacă în Rusia, în mafia, Nino. Xeni, dă-i ban. Xeni, dă-i ban. E ultimul retardat. Uă. Mai vin scoduri, bă, muie-i tactul, băi, eu spun. Bandu Miliano, mă! Mai vin scoduri, mă, muie, uite ce te întreabă. Și am zis, muie-i tactul, eu sunt pulă. Salut, Andy. Ești foarte frumos today. Bă, cu aia ai văzut că am fost la story-ul ăla, Blan. Ăla cu shoes, știi ce zic, Blan. Salut, Andy, botezătorul. Ți-am zis, coaie, ești retardat normal că vând. Uite, zic, zi, bă, pula mea, putu-te în gură, că vor să cumpăr. Așa, Sorin, asta e atitudinea, dă-l în pula mea, jură. Interesant, maniac. Uite-l pe X-maniac ăsta. Da, îmi place, ca am citit și eu. Ia, dar citește tu cu voce tare, poți? Luchi Lucian. Nu, de ce, Bionic, ești retardat, Bionic? What the fuck, mi-mi plac astea. Gata, că am dat, Luchi Lucian. Îmi trag pula în viața ta, primești bani în pizza, mătii, filmezi tot, tu ar să mori cu o dată, mătii, și spamează arond. Da, asta e tu. Băi, trebuie să înțelegeți și eu cum, eu sunt Goku Ultra Instinct, dacă v-ați uitat vreodată la Dragon Ball, băi, inculților. Aoleu, taci în pula mea că te banez, dacă mai tânzi în seria. Ce vrei, mă, de ce? Mai devreme ai zis că... Dar ce e asta? Că i-a intrat în cap, poc. Și el, moc. Să moar dragul, nu? Pula mea m-a ridicat și după scaun. Iar am dat order 1. Coai, ce cu info, bă? Coai, de ce dă order 1? Sunt terminat. Eu sunt un fel de Sasuke, numai că am în ambii ochi Rinnegan, știi? Dar Rinnegan de la avansat, nu Rinnegan de la aiure, am Rinnegan, ești nebun, aia e. Bă, Dum. Da, mă. Știai, mă, că Bahoy are documentar? Da, ce? Bă, coaie, mă, crezi că m-am uitat de 3 ori la el, mă? M-am uitat toată. Băi, genial, mă, jur, cel mai, și bine regizat, și bine făcut, și cu cameră șmecheră în pula mea. În sfârșit niște producer buni din România, în Slobozan. Și aia de la Cinema Pup, știi, adică ei m-am uitat la mai multe filmule de scurtmetraje. Nu, pe bune, au scurtmetraje super bune. Foarte calitative și cu gen sketch foarte bun, știi?
Fără Caterinca, fără Caterinca acum, gen. Lăsăm Caterinca la o parte. Oricum ți-au luat recordul ăștia. Păi da, mă, ți-au luat cel mai mic timp. Bă, ideea e că trebuie să înțelegi ceva. Nu contează câte like-uri ai, nu contează câte recorduri faci. Ideea e să-mi dați follow aici pe Instagram unde dau eu respect. Înțelegeți? Dați follow. Plunky, de ce ai dat pup, da? Shut the fuck up, ce ai zis? Am dat pup. Băga mea și da. Pula într-un Lucky. Ce dă follow lui Lucky pe Instagram, mă, se curvă. De ce pula mea ești retardat? Băi, prinde mă, nu sunt. Și acum ăștia, ce prost sunt ăștia, că acum o să intre și să vadă pula. Băi, ce-i asta, mă? Ăla moare la păcă, bă. Băi, cine-i asta? Băi, ce-i asta? Ăla moare la păcă, bă. Băi, ce-i asta? Ambulanța. Băi! Chemați ambulanța, că moare la păcă. Băi, ce-i asta, mă? Era Croco, mă. Croco? Hai să nu exagerăm. Sunt vedeta acum. Aleluia! Băi, dar i-am dat! Coi, de ce intră gloanțele astea grele în pula mea și astea ușoare nu intră? Nu înțeleg care-i sensul, Xenoane. Ce, aiurea, te bați cu mine, nu? Și vrei să mă bați și mă bați pe un când dai prin pere, dar revin, frere! Nu, m-a bătut, de ce? Sau mi-a dat ăla din spate? Mi-a dat ăla din spate, mă, gata. Ne calmăm. Dacă mă omora ăla, eram supărat. Carbon! Oprește-te. Aha, mamă, bă, Luke, ești mai morții tăi. Cel mai jucător ești. Da-ți-mi rasa, mă, tii de copil infect. Putu-ți morții. O, încă caca, ai timp, nu-i low life. Bă, Croco, ce aveai, mă, muri la calculator? Da, mă. Bă, coi, am văzut o poză cu un crocodil și cu unul care explora și gen, era foarte amuzantă. Mi-a zis să-ți aminte de tine. Chiar voiam să vorbesc cu tine azi. Pă bune, chiar voiam să-ți dau mesaj. Pă bune, voiam să văd ce faci. Bă, Luke, ce, mă, te-ai îndrăgostit? Uite, ce să fac, ți-o futeam pe mota. Băi, da, ne simțim chiar da, așa, bă. Acum mi-am dat seama de ce nu-i dau mesaje. Vezi, toate păsat, mi le furi. Gagicile mi le furi. Bă, dar tot, bă, Croco. Interesant, o discuție între un țigan și un refugiat. Incredibil. Să ne băgăm pula, mă, direct da. Direct live. Dacă intram amândoi în mătă, spune-ne, spune-ne, domnule Dumiliano, cum e să trăiți din ajutorul social? Cum e să trăiți din ajutorul social? Spune-ți-ne. De ce nu mă ai ajuns să zic? Stai, mă, coaie, dar lasă-mă să te întreb. Aiurea, eu am făcut gluma cu refugiați și țigan și tu te-ai așa. Băgat ca o ha-ha-ha, hai să facem glume, excelent, ce așa. Să zic. Lasă-mă să-mi termin gluma, după care zici și tu pata. Termină-ți, mă, gluma. Haide, zi. Nu pot, că m-am terminat deja, mă, ta. Mamă, cum am întors-o, cum am întors-o. Mamă, sunt zeu, coaie, sunt zeu. Ce grea de amuzant. Hai, mă, termină-ți gluma la... Ha, ha, ha. Și tu. Ia uite. Băi, Slick. Băi, tot terminați deja? Nu, mă, terminați aici. Mamă, ce am ducă lui ăsta? Și mă dau. Prinde băura de E4. Nu, sunt prea prost pentru jocul ăsta. Nu, jocul ăsta nu e făcut pentru mine. Așa, mă, hai. Băgameș. Da, mă, zi, ce faci, bun, pe bune acum, Croco. Bine, o, ce să fac? Aș vrea să fac o amenințare. Ia spune. Slick Royal, vin după tine și îți dau Armagedonul. Te fut în cură, îți dau la muie. Bă! Ai auzit, mă? Bă! Stai așa, să-l ascult toată pe Cracov. Pe Cracov, doamnă, pe Trucov. Trucov, vin după tine. Stai așa, o ascult puțin și după fac eu. Ia. Stai să pun pauză pe Spotify. Ia. Pentru Giovanni, Andrei Pătrașcu, vin după tine și te tai băgabea și pula morții tăi. Vin după tine și îți dau Armagedon. Gata, așa. Pentru Slick, obezu, vin după tine și te tai. Vin după tine și îți dau Armagedonul, te fut în cur. Gata, mă? A fost bună? Bună? Mai luăm un take? Da. Mai luăm un take sau? A, e bună? Ok. Mulțumesc. Mă uc să bag iar pe Spotify. Da, ești tare, nu te dracu, omoară-te. Mă omor în pizda, bă.
Coi ești conștient că dacă mă nășteam, să zicem, prin 97... Da, și dragul că ești dacă, mă, dacă eram născut în 97, puteam să-ți fiu tactul. Leave me low. O, bă, în pula mea, e genul de... Lega mea, ești pula în rasa, mă, tii Denisian. Leave me low. Le-ai pe glume, linică. Vezi că... Da, mă, Sorine, Luchi e stand-upper în timpul liber. Da, sunt. Știi, gen, sunt glumeț și câteodată mai râde lumea, dar de obicei râde mine. Și păi, chiar așa e. Gen. Nu știu cum ai ghițit, așa e. Na! Acum am dat order cu aia, observat. Cum orții, mă, te-ai mă, 6 ca abonați pe YouTube? Nu știu cu aia, sunt retardați. Din cum stai? Nu vă cu Narda. Nu, bune. Abonați-vă de la asta, abonați-vă la mine. O, croco, în pula mea, ai timp pe nume Lowline în pula mea, Lowline. Pă bune, acum chiar n-ar trebui să vorbești. Serios acum. Royal, să moară familia mea. Primul intro al vostru a fost copiat de pe net, ești prost. Și era de la Gario. Ha, mă, ce pula mea vorbim la aici. La Gario, pă bune. Da, care... cu el. Ia stai, intro Royal. Pă bune, nu poți. Ăla cu animăluțele alea mici. Care cu aia? Bătă-te în morții, mă, ți-i stai așa. Dumnezeu, e mai tare, de ce păi, sunt o grămadă de intro-uri uite, la roia. Uite, intro-ul ăsta n-ați avut, fut-o, bă, mă, morții. Ce ai, mă, cu mine, Hiv? Da, că l-am trăit pe mafia. Coi, oare să dau un videoclip în care pune ăsta intro-ul royal, gen să-mi bapă la de gura lui? Pă bune acum, simt nevoia. Ești un gras, Luchy, de ce with me? Hai, poți, royal. Bă, dă-te în morții, mă, tii. Bă, adevărul e adevăr, bă bune acum. Bă, adevărul e că refacem TSE-ul din 2015. Hai să nu e ca așa, nu există. Ce să... TSE-ul ăla e mort, mă, TSE-ul ăla e mort, ăla din 2015 e mort. Ăla nu păi mai... e mort că nu mai joacă majoritatea. Păi nu că nu joacă majoritatea, e mort pentru că nu mai sunt nici fondatorii, majoritatea membrilor s-au retardat. Și vorbesc puțin și de mine, numai că eu sunt inteligent și compensez. Păi tu ești 90% din membrii. Shut the fuck up. Micuțule. Băgați-i pula, mă, dacă doar așa câștigați voi la urmă. Mamă! Influență, că ești tu. A venit mama. Ia chem, hai să vorbesc cu ea. Bă, futu-ți rasa, mă. Băi, mamă, ia venu. Ia venu. Stai, mă, o trimit acasă, zi repede, că o trimit acum, dacă e. Nu, că e deja. Mamă, dar nu mai puști în teseaua asta. A venit în 5 minute? Mamă, dar ce proști sunt ăștia. O, bă, capa, că n-ai o treabă cu viața, mă. Mamă, dar mulți proști vreau în tesea. Vezi că... Cine stau? M-a fi sărătă. Vezi că oricum, capa e aici. Bă, bune, nu, de fapt chiar are dreptate. Gen, timurile au fost așa, prin 2015-2016, hai, poate și prin 2017. Bă, că nu, aici cu 20 nume prin timp, adevărat, ai 20? Și cum ne-am lăsat noi din Royal, gen fondatori, nu s-a mai... Și atunci, mă, cu ei, nu vezi că încerc aici să fac un statement, ești retardat? Pă bune, acum, lasă? Așa, de când gen Royal-ul e inactiv, fondatorii nu s-a mai făcut nici ăla, turnamentul ăla, nimica. Pentru că Royal organizează tot în pula mea, pentru că noi suntem zeilor. Croco ne suși pula la tot. Destul de modest. Nu-s modest, coi, sunt realist. Și tu de ce vii? Tu de ce vii? Tu de ce? În finala da chezorul la perete la toată... Și ce, mă? Și ce dacă a dat perete? Aie! Și ce? Așa. Și care e problema? Am câștigat prima ediție. Ne duram pula. Am câștigat-o noi pe a doua. Bă, Victor. Da, mă, dar unul nu e ca doi, înțelegi? Și nici în vezi nu e ca în est. Dar cum să pildem asta? Da, mă, cu vârf. Da, adevărat, unul nu e ca doi. Că? E smufi în apă după vapor și nu bate, okay. Să-l bată nimeni. Coai, uite-l pe... Dă timpul la mea, uite-l pe ăsta. Zi, nu Mihai. Magdău, coai, Magdău! Magdău, coai, nu l-am mai văzut, ești de bun. Mai știi că juca în CS? Păi băi, și dacă ai de perete, ce? Crezi că tu care am bitul ca ultimul de tără? Crezi că-i de perete? Dar crezi că nu sunt în spare sau ce, mă? Auzi. She's in love of who I am. Dacă nu-i medic ăla, tâmără la bani, ce se mai dea perete? Tâmără cine dracu era? Tâmără, mi se pare că era Vic. E pula Vic. Coi, uite-l pe da, mă, ci că joacă Vic în astea casă. Ce, mă, pa, mă, ce să facă Vic? Mai ții minte, bă, Luchy, când ți-a dădea unul drept Vic și intrase cu voi pe Discord? Da, mai știi când eram lider la grup și am avut cea mai șmecheră mafie posibilă?
Păi da, că eram eu acolo. Nu, adică te gândești. Lider, lider, Lucky Luciano RT. Rang 6, da, fenomen. Da, băi, a dat balul Crocu, băi, în 3 zile atunci. Băi, genial, mă. Băi, dar tu ești prost, mă, tu ești mereu prost. Tu mereu te înjuri cu Renko și pierzi. Ai avut lider, te-ai certat cu Renko, ai pierdut funcția. Am luat lider în grup, a intrat la mine mafie, da, te-ai certat cu Renko, ai luat... Băi, uite, ai un dislike pe YouTube, ești prost. Ai un dislike. Cum să zici, bă, că ai câștigat de respectul oamenilor când ești prostul din curtea școlii în pula mea? N-are sens, n-are sens. Nu să zici așa ceva. Bossule, dacă făceam live-uri, eram peste tine, ia uite, ai două dislike-uri. Păi, am două dislike-uri, că ai zis tu, că altfel nu aveam două dislike-uri, pentru că lumea mă iubește, băi, nu prea pe tine. Hai, trei dislike-uri. Uite, urât din partea ta, urât din partea ta, influențezi negativ copiii. Ai patru dislike-uri. Da, mă ții la curent, ce ești? Da, ți-a dat unul like. Păi, normal că îmi dau, mă. Sunt băieții mei. Știu și ei. Bă, dar proști sunt ăștia din TSE. A, a ieșit ăla. Bă, dar proști sunt ăștia din Royal. Mă, ce prost e ăsta. Gen, mamă, și acum să vină a, pe fundal. Păi ar trebui să vină pe fundal alea. Bă, tăceți, tăceți că aici. Le-am dat fail, le-am dat fail. Bă, dar proști sunt ăștia din Lowline. Păi le-am dat fail, pe bune. Fail. Dar cum le-am dat fail? Că nu înțeleg. Cum le-am dat, mă, fail? Ai 7 dislike-uri, cu aia ești prost? Da, și mă! Eu chiar sunt surprins, gen cum le-au dat ăștia fail, că era un târg greu. Bă, și... Croco, te banezi. Nu mai era nimeni pe turf? Nu înțeleg nici eu, că era full, era full. Cine l-au făcut? Futu-ți morții, mă, că pe mine stai, m-ai dar banat. Noi le-am dat fail lor, nu ei nouă. Ei nouă, coaie și handicapat. Cum, mă? A, da. Nu, coaie, uite, Loza Steca. Ați luat Rusia. Fail fără mine, în pula mea. Bă, dar de păi ce minte retardat, am ieșit? Ăsta a fost de fin. Bă, era de fin, coaie, ești retardat. Cum să fie de fin, mă, a dat atac? Mie mi-ar... Păi stai, Loza Steca, sunt primii, coaie. Și nu ne arăt... Stai, coaie, sunt... Nu, lasă, lasă, nu, coaie, nu... Ești retardat? Deci scrie clar, Loza Steca 30-33 de Russian. Și suntem mai gen 2-ul, nu? Și 2-ul nu... Ești prost, bă, grasule. 2-ul nu e defendul și 1-ul atacărul. Nu e așa? Coaie, când ai atac, primești un punct. Ăla de la influență. Ține-o minte, e bună să-ți atac. Că eram pe live când bă, tâmpitule, nu mă refeream la asta, primești punct sau nu. Am zis în stânga nu e atacărul și în dreapta de tânăr. Nu dează ordinea aia. Ba nu, da, e atacărul, ba, da. Stânga a fost atacărul. Terminat. Și în stânga era Loza Steca. Nu era, era Rusian. Era ești Rusian. Tu, era tu m-am dat pe, coi, am dat pe chat, gen. V-am zis că de asta eram uimit. Nu știam dacă am luat noi sau ei. Nu mai fi handicapat. Înțelege până la final ce, la ce mă refer. Că de asta l-am dat pe chat. Shut the fuck up! Nu, shut the fuck up! Omoară-te, dă-te în familia, mătii, pune-ți mamă, o frânghie ce cum brât, să mori eu. Mamă, dar prost e Luchy ăsta. Băi, ce retardat. Băi, ce prost sunt ăștia din TSA și Lowline. Să ne băgăm pula, măta, bă, Crocu. Bă, să mă prins cu măta de ziua lui Tactu. De 1 martie și 8! Uhuuu! Bine ziua, mătii! Stai că ești orfan. Ce să fac, bă, și uite, mai știu. Stai că ești orfan. Da, cum orfan pe Discord. Da. Băi, dumidatorie. Ce bine, mă? Dumidatorie. Băi. Dar tu de ce l-ai înjurat pe Slip? Că nu înțeleg. Băi, nu știu, frate, am crezut că suntem prieteni și gen... Eu stăteam liniștit, mă duceam pe târf. Sed! Mă duceam pe târf. Și... era aspect pe mine, aparent. De unde să știu că era aspect pe mine? Și am făcut și șalul 1. M-a și bătut, mi-a zis, ai post, salut. Și mă trezesc cu ob, suspend și când mi-a dat respawn, i-am zis, nu i-am zis ceva gen nasol, i-am zis să-mi bag pula în morții tăi, Slick. Nu i-am zis mă nimic nasol, stai liniștit. Păi și mi-a dat bani o zi, ești prost, și acum gen, după ce trece ziua asta și mâine, tocmai atunci pot să pun contul pe Slick să-mi iau licența înapoi. Păi dar de ce l-ai jurat, handicapacule? Păi, credeam că suntem prieteni. Zic că credeam că suntem prieteni.
Credeam că sunt prin... Mi-a zis făcut morții, trăi. Păi de ce l-ai înjurat, mă? Păi cred că sunt prieteni. Mă știi, bă, aia cu vii, cu aia, cu pace, prieteni. După ce a dat două liste. A, da, după ce a dat prieteni. Păi cred că sunt prieteni. Dar ce trist a zis-o. Putu-s rază, mă, tine. Și după mi-a zis. Stai, că am filmat. Eu aștept, deci povestea asta e genială, nu știu de voi. Asta cu, păi credeam că suntem prieteni, na, e alt nivel. E deja, na. A, i-am zis futu-ți morții mătii slic și a zis cu plăcere. Și mi-a dat bani o zi. Și tu creai că sunteți prieteni, gen că înțelege gluma, nu? Da, păi eu am făcut... Am muncit ca să-mi fac relația asta cu el de prieteni. Ba da, de mi-a julit. Și când am văzut, am făcut fandarei și am dat mare perversă genitivală ca pe Movieplex și am deschis asta aici. Ah, și ce azi? E ironic că el ți-a arătat la sprânceană, știi? Am căzut transpirația pe frunticică, pe năsuc, pe urechiușă. Ah, mari școaie. Ar trebui să fac live-uri mai des în pula mea. Nu. No. No, hell no. Hell no. Ți-a scos dislike-ul, bă, ți-a scos dislike-ul. Bă, e... Hai, mă, că n-are multe, are 8. Are 8. Da, dacă mai vorbiți voi mult, s-ar putea să fie mai multe. Ah, da, cred că de la noi. Păi, dacă îi zici unui om să dea dislike, el va da, pentru că el nu gândește. Da, mă, dislike. Nu, cine nu dă dislike, cine nu dă dislike, mă, se curvă. Trebuie să dea dislike 15. Păi, vezi, asta e ideea. Tu mergi pe ură, eu merg pe iubire. Nu fiți handicapați, nu fiți proști. Dă-mi dislike, dă-mi nu fiți proști. Exprimați-vă, copii, exprimați-vă. Crezi că încet de încet e, păi băga bine și eu de cum voi. Că, păi voi așa mă susțineți voi pe mine. Mamă, 17. Bă, 18 dislike-uri. Dă 10. Bă, da, priviște partea bună, fii atent. E tot un... Cum e, frate, cu YouTube-ul ăsta? Mm. Că oricum, dislike sau... like sau nelike. Cum ar zice... Bă, vorbeam cu Renko de MIP. Și o vorbă, băi. Reclamă bună sau proastă, cât timp nu e de la MIP, e bună. De ce, mă? Bă, eu n-am... Bă, ăla ce mai faci, adevărat? Bă, vezi că ăla-i deștept bun, cred. 23 de dislike-uri, mâncați aici. Da, mă. Și chipsoare. Uite-l pe ăsta, ce zice, că mă, să-i curvă, deci... Bă, dați, bă, dislike. Da, fiți, bă, liber. Dați, bă, ce vreți, bă, dați ce vreți. Cine dă dislike, mă, să-i curvă și bă, e orfan și n-are o viață și pula mea, nu știu, sper să nu ia niciodată la păcănele. Asta a fost nu, dură. Nu, Luchi, e hate constructiv. Da, adevărat, uite, îmbunătățește calitatea, schimbă dracu cenzura aia, că ai trei fețe, să moară familia mea, zici că mă uit la șacu. Schimbă scorpul, fă facecam. Mă, ce facecam, mamă, îți dai seama ce facecam trebuie să pun ăsta? Băi, îți dai seama că eu cred că dacă aș pun... Băi, trebuie să pui jocul în loc de facecam. Îți dai seama, e într-un... Bă, coai, jetau într-un colțișor mic și facecam-ul ce să mă cuprinde. Bă, ce-am scos așa dislike-urile, 16 dislike-uri de la 23, bă, sunteți nesimțiți? Eu cred că o să-ți fac un react la videoclip și futu-s rasa mătii de țiga în borât. Mă înțelegi? Păi bă, fără mine, cum să ai reacțiile tale fără mine? Ia stai mă, ia stai, reacție la două. Du-te în morții mătii, de n-ai face react. Bă, hai să faci react lui Shifty Rock Gamer la videoclipul de 10k cu aia. Bă, bune? Vrei? Da. Hai, că facem, pula mea. Într-un video, nu pe live. Că trebuie să facem cenzură de aia șmecheră. Da, mă, trebuie să facem de aia cu chestii, cu chestii, cu botiș. Punem fața lui botiș. Păi și stați puțin, ce reacție faceți cu aia fără facecam? A, că sunteți dobitoși, mă, n-am ce să vă cer. Păi, ce vrem acum să facem? Ce vrem, e low cost, nu avem buget, nu ne... E low budget, în pula n-avem, n-avem, aia e, ce vrem. Unii au bani, unii n-au. Sunt pe familie. Unii au bani, alții nu-și permit. Pula mea.
Vă rog frumos să dați cu dragoste când alții dau cu ură. Uita-l pulsat ce zice, Gica, faceți dragul pulsat de Shifty, bag pula mă să. În primul rând, băi nene, ce vrea... atunci, am avut inițe pică, te rog. Că vreau să zic ceva inteligent. În primul rând, noi nu facem reacturi negative în care să influențăm oamenii negativ asupra unei persoane. Da, și mă, coaie, da, ciudată, nu înțelegi că încerc aici să convinc lumea că eu nu fac ceva ce de fapt fac? Intră, frate, undeva, chefane, intră la ban. Da, și mă, pula mea, puțin să le... Coaie, ce-i serverul ăsta? Așa, noi nu influențăm negativ oamenii să urască anumite persoane sau anumite entități, aș putea spune. Sau s-au futu-s rasa mătii de copil orfan. Noi dorim doar să vă punem un zâmbet pe față. Mamă, ce digăl e andalul ăsta. Așa. Și plânse pe fața lui Sirtela. Și să aveți un timp bun în timp ce vedeți acel videoclip, desigur, la o calitate maximă, cu un buget. Da. Bă, băga mea și pula în el de umflat balenă și șoata, mâncam iar pula. Uite, știu ce a zis, uite cum i-a zis crosul ăla. Du-te, mă, lasă-mă, coaie, încerc. Shut the fuck up. Mai știi de când i-am făcut reacul ăla și a avut 115 dislike la videoclip? Coaie, uite, vezi? Dacă... Și aveam avut 115 dislike la comentarii? Da, mă, uite, da, vezi, de asta luăm noi strike-uri, pentru că suntem pulanții. Coaie, uite-te cum ne comportăm cu Swift, cu bote, niște entități. Coaie, știi? Ți-am făcut 6 de dolari în pula mea să... într-o coaie, săptămână nu la fi un videoclip. Nu fi retardat, știi că botii își câștigă banii? Mă rog, asta e la sapă, dar și câștigă. Uite, ia, stați, mă. A zis ăsta că e entități. Vreau să-i știu. Ce înseamnă entități? Da, că abar n-am. Deci entitatea este un lucru care este entitate. Ca de... entitate, bă, gen orice bă, lucru. Bă, da, proști sunt ăștia da, din Tesea. Da, entitate de fapt... Să-mi bag pula, mă, da. Bă, da, proști sunt ăștia din Tesea. Să-mi bag pula, mă, da, încă vă scroco. Bă, da, proști sunt ăștia din Tesea. Bă, dar zici ce proști sunt ăștia din Lowline. Gen, bă, da, proști sunt ăștia din Lowline. Mergi lui, că e backup. Bă, da, proști sunt ăștia din Lowline. Recrutez în Lowline. Bă, da, ce proști sunt ăștia din Royal, să mor eu. Mai ales aia care au ieșit. Bă, da, prost e Victor. Da. A, bă, că tot veni vorba, hai să vă zic o chestie. Chia are echipă de LOL, frate. Da. E de junior facem... și de main. Și main-ul, în main, e Adiță legenda. Te pup, Adiță. Adică mid laner gol 5. E numărul 1. Da, Adiță. Și noi nu dăm cu hate, noi dăm doar cu love. Nu, nu hate, dar Lowline are cea mai bună echipă de LOL, frate. Da. Respect. Păi, am tras în ăla. Avem și Dex pe ăla, ia uite, a dat una. În curând o să fie Lowline vs Kia la League of Legends. Ok, ia, yeah. Respect. O, oh, da, mamă, ce l-am luat pe ăla. Mă piși pe tine, m-ai bătut cu Deagle-ul. Știi ce melodie punem când luăm două orașe? Haide victorie, Jojko, haide victorie. Let's victorie. Păi vă rog. Bă, ce-i bolnav. Da, mă, da. Și da, să nu urăm să nu urăm persoane, noi doar facem reacturi care sunt îndreptate pozitiv. Da, sunt totally, să facem creatorul respectiv al acelui videoclip o persoană mai bună și să promovăm oamenii care merită, cum ar fi Swifty, care dă-l în pula mea că e ultimul prost, n-are o treabă cu viața. Zice palui ăla, palui. Da, ia să... Asta face ea să mă râd. Uite ce ne-ntreabă unul, bă, nene, cică. Dacă vin pe geam și dau cu CSTV, nu o să-i spui de licența? Cumpără developer și rezolvă mâna acolo. Bă, ok. Așa suflă și măta în etilotest. Voi faceți o fabulă. Ce e? Păi tac tu bea din etilotest, ești prost. Ți-ai pus o dorință când ai suflat? Da. Și mi-au luat carnetul. Ma. Gen, te-ai prins că e etilop. Nu, m-am... Nu, gen, te-ai lipit. Exact, cam asta. Bă, Coaie, dar de ce suntem așa mulți pe live? E ceva dubit la mijloc. Încă juca Samp? Nu. Este prezența lui Dumiliano. TSA. Prezența lui Crocozaur. Big Head. Prezența mea fabuloasă de-a drept. Păi, ești cumva pe telefon, că cred că de asta avem 90 pe live.
Da, bă, ai dreptate. Acum are, acum are sens. Iată, live mai bun decât căcatul ăla de pican. Păi, da. Nu știu de ce păi, dar cine, dar eu nu înțeleg cine e pican, gen... Antonio cine Pican. Care Antonio Pican, cine e ăsta? O perioadă cântă, e bolnav, are 20 de chile. 20 de chile? Ce ai, mă, cu aici, bă, dar, dacă are mai mult de 40 de chile? Coai, n-ai cum să ai sub 40 de kilogram. Bine, n-are chiar, are 55. Are 12 ani de are 40 de kilogram. Pentru, n-are, are 17 ani, băi. 17 ani. De mă, și cântă, a fost la Next Star sau ce dracu de asta de cânta cu copiii. De colindă, ce dracu fac aia acolo. Nu, cânta mai e vlogger. Vezi că și cântă, mă, buschetare, că-l știu eu, că l-am văzut o dată. Râdeam de el când eram mai mic. Cine e, Antonio Pican? Da, mă, cântă. Stai așa, mă, că aflu lucruri noi, ia uite, n-am intrat. Da, mă, e unul, a avut 30.000 de lei. Să moară Franța. Cât? Și făcea videoclipuri că pe Deep Web. Să mor tu 30.000 de. Da. Dacă zic, nici prostul de colo n-am avut. Bine, nu, nu. Păi, ăla nu, nu are sens, nu are sens. Dar Antonio Pican e, nu știu ce vede lumea, gândește că nu, era nu, 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 e ipocrit. Are 26.000 de lei. Nu, pe bune. O, mă, coaie, că e ipocrită pula mea, să zic eu, care țip în pula mea, care am... Dar nu, e, mă, că noi nu facem asta... Chimicul ăsta de țipat și de comportat ca ultimul... Nu vezi că noi facem pentru gen Caterinca? Mă rog. Pentru noi facem. Ăla face trip pentru bani, omul face titluri aia. Și dacă face bani foarte bine, coaie, până la urmă, mie, eu sunt bucuros. Dar de ce treaba am eu, zici că mă știe pe mine? Dacă până la urmă faci coduri de Sunpaste, ultimul terminat... Nu, coaie, da, mă, dar eu fac ceva, eu măcar îmi folosesc programarul la ceva. Tu ce până îți folosesc? Skill-ul la păcănele pe care nu-l ai? Da, foarte bine, la poker. Uite, frate, păi, bac, bac, buc. Eu le-am scapă la live. Bravo lui Coaie, înseamnă că omul muncește în pula mea și chiar face pune efort. Că, mai... că până la urmă contează să... Până la urmă dând-o pe față, cine zice că view-urile nu contează și că like rate-ul ăla nu contează, e cel mai mare terminat, pentru că... La 26 mă rog. De mii pe like, eu zic că contează. Păi normal, contează Coaie, ce zic? Că cine... Dar e chestia că... Coaie, contează, asta zic că contează orice lucru, pentru că... În primul rând, un lucru care nu e vizualizat, nu se uită. Da, un lucru care nu e bravo, vizualizat. Bravo, bă, adevărat, are dreptate, Luca. Nu mă zice bine, adevărat, se vede că dacă nu e vizualizat, n-ai motivație în pula mea, logic. E pula, păi nu orice lucru, începutul e cel mai greu cu aia, mai ales. Fana mea, deci dacă un videoclip nu, are 1000 de like-uri Abi, și 10 like-uri, înseamnă că videoclipul respectiv nu le-a plăcut la majoritatea. Deci mă jur, deci acum vorbesc foarte serios și gen chiar las toată Caterinca deoparte. Abi e cea mai mare glumă din industria muzicală, pe bune! Nu știu câți bani face, dar face view-uri. Face. Vezi că e singurii artiști care au făcut așa de mult la prima piesă. Da, asta zic, a avut foarte multe vizualizări și gen... Eu mă așteptam. O piesă de căcat, dacă ai un beat ok și cât de cât să ai o explozie de asta... Păi, dar e treaba lui cum face vizualizări. Păi, Domitian, ea cântă, frate, și tu s-a mort după șerșe. Da, m-am pus și eu mâine, fac distrerul, Lucky. Da, uite, băiatul a avut bani și dând-o la o parte, Abi are bani, pula mea, vorbim serios acum, are bani, nu? Sau presupun, sau... nu, coaie, dar îți dă credibilitatea că omul are bani, chiar dacă are sau nu. Ok, deci asta contează, omul și-a câștigat credibilitatea pe ceea ce vorbește, că are papuși Gucci, că suge pula sau ce face el. Nu dau cu hei, nu dau cu hei pula mea. Uite cât de patetic, cât de clișeic vorbesc în pula mea. Băiatul a făcut vizualizări, e bine, a făcut și a doua piesă aia cu Amul, i-a prins și aia super, bravo lui frate, foarte deștept. Și Colo la fel cu aia, cine zice că e prost, e el handicapat. Încă omul fiind prost, nu cu aia, pe bune, dacă tu pe omul ăla îl faci, păi dacă îl faci pe omul ăla prost, înseamnă că tu ești handicapat, pe bune. Gen, omul e prost, omul e prost intelectual și face o grămadă de bani. Mie mi se pare genial. Nu mai face. Și are și integritate. Colo? Are integritate, nu, de fapt, doamne, integritate. Colo nu mai face, mă, bani, Carlo, mea, ce bă, crezi? Bă, faie, a făcut bani... Chiar nu mai face Caterinca acum. Înainte, când era cu GRV-ul cu... Stai, coaie, că... Nu, gen, integritate, hai că am zis-o și eu pe asta, să-mi bat pula în gura mea. Omul, pula mea, și-a câștigat locul printre... Gamer de top, ai 2018 lui sau 2017 lui sau whatever. Suntem în 2019. Bă, ăsta e lucru. Na.
care contează. Bă, coi, dar tu ai făcut 3 ani. Deci explica, ai făcut tu YouTube 3 ani. Nu mai l-am prins din vorbă, stai, liniștit, vorbește până... Păi da, coi, normal, mamă, coi. Ești nebun să faci YouTube 3 ani și să-ți iei casă? Mie mi se pare super șmecher. Tu o să am, te joci, mă? Da, pula mea. Mai intru la Caterin. Dați niște subiecte, mă, gata, m-am aprins. Dați-mi niște subiecte de-astea pe care să le dezbatem aici. Cum pula-mi fac că Bucu s-a încarcat? Dezbate, frate! Eu zic că te iau pe orice subiect și ți-l dezbat, nu... Ia dezbatem, frate! Cum am ajuns eu cel mai bun Deagle din părere România? Părere 5 Gang, pula lor, nu știu. Părere Rock, ce pula mea, mă? Nu știu ce faci, mă, e bine, nu știu, habar n-am. Răduc și țepari. Nu, frate, dă-ți cu părerea cum am ajuns cel mai bun Deagle din România. Deci, practic, am luat sub aripa mea și ai avut un exemplu de la care să iei eu. Deci, ce face Cami? Am auzit de Cami Fit, nu... Tot așa faci că mă mai dumii când. Fiecare face vizualizări în stilul lui. Dacă la mine vizualizările stau în... Mă rog, într-un fel, dacă aude cineva mentalitatea asta mea pe care încerc să, mă rog, sună, cum mă exprim eu, aici, mă, am uite-l și pe retardatul ăsta, știi? La modul ăla. Dar ăsta e adevăr și slobos. Adevăr nu e mereu frumos și roz. Respect. Deci fii atent. Cum ai luat tu tester? Era o zi de primăvară. În luna ianuarie. Ce tester, mă? Nu știu, a zis unul pe aici. Dar chiar nu... Zici ceva, Croco. Pă bune, zici ceva. Bă, nu știu, uite, zici mă ceva. Gândeam... Bă, chiar, cât zici, mă, că mai țin sau... Cât zici, spun, pe live? Gen, cam cât credeți că mai țin sau... Dar pe bune, gen, până o să mă... Bă, ține, mă, o să țină cu aia. Da, știu, bă, eu știu că o să țin... Bă, vezi, mă, stai, mă. Mafile nu știu cât o să mai țină, că mafile o să aibă exploziția. Uite, mă, că au apărut... Bă, vezi că au apărut programe gen Nvidia GeForce Now, care... Nu-ți trec al... Mamă, ce mi-a dat asta. Așa, nu-ți trec calculator wow în pula mea. Și gen, îți dai seama că lumea o să-și cumpere un de la chiar dacă are un Pentium, dau exemplu. Trebuie să evolueze puțin ăla, că dacă n-ai bun nu merge bine și e lăguit, e lăguit. 2-3 ani? Lag input rău. Am eu, am dat eu 12 ropeli. Da, pe vă rău. Bă, are lag input, dar performanța e vizibilă. Sincer, jocuri gen shooter de-astea care sunt... Da, astea nu se merită. Sunt total de acolo. Da, un Samsung, te joci, ar merge să te joci un Samsung. Păi tocmai că e shooter. Ca civil. Ca civil, da, ca civil, da. Să zic să fii pe să dai maximum rob, ceva. Da, la urnai, cu care lag input. Pe lângă asta poate să fie și lag la ping pentru că e pe serverul lor. E serverul terminat, reclamă bună la... Da-mă, fă-vără! Și eu, ba pula. Uite, vezi chestia asta, mai dar jos Rubi, am până... Dar Rubi, și de vezi, vezi că sunt comunități se... diferite, mă jur. Bă, chestia asta, mai jos am până în 2019, știi? În 2019. Gen, mi se pare total prost. Nu e nimeni din cofața care joace Samp, calma. Bă, coaie! Dar nu-i vorba, mă, bă, joacă, mă, ce-ți place în căcat, joacă ce vrei, cine, de ce trebuie să te legi de un joc? Sampu e peste GTA 5, rog, pe nu mă, coaie, dar contează să te distrezi în pula mea, că de asta intru pe Samp, că așa puteam să văd frumos la facultate, da. În astea 2 ore sau o oră jumătate, ce pula mea. Da, eu dau flood. Nu vorbesc. Dau flood, mă, dau flood, dușmani, dau cu cumădu. Da, păi da, frate, dar te gândești să mor eu, preț calitate, dai 10 euro și ai 300 de ai 200 de FPS-uri sau 100 sau cât pula mea ai în PUBG. Spune-mi și mie, unde dai tu 10 euro și ai 100 de cu tot cu lag input-ul și astea, pe bune acum, mie mi se pare preț calitate super bun, chiar dacă e beta. Când bă, o să fie live, mai e beta, dar gândește că mai e păi un da, asta e ideea, când o să din beta și da. Să fie pe, da, și o să fie super bun. Și o să fie super bun. Să fie 20 lunar, da, coaie, dar nu o să mai lag input, o să fie multe căcători. Lag input-ul ăla cred că e ușor de rezolvat, adică mi-au venit mie idei în pula mea, da minte la ăștia de la Nvidia, care sunt genii în sloboz. Mă rog. Ce părere ai despre linia joasă? Ce dracu e? Cine? Timo meu. Low line mi se retarat. Ah, low line. Țigambor. Cât aveți mai voi timp? Că am văzut acolo, am intrat pe zi, cred că sunteți 5 pe timp. Nu, 30. Și câți VIP? 5... 8. 22. Ce cum mă, Sorine? Scuze, cum îți merge că bugul?
Trebuie să ai ăla din action băgat dacă vrei să faci cu buca lumea. Păi iară, mi-a picat să rău. Depinde, bine, asta depinde. Ca să poți să faci odată cu buc cel puțin. Cred că cei mai infect jucători nu o să mafioții sunt aia din pașnice. Pă bune, gen aia scancerul sampului, mă jur. Exemplu Awake sau orice YouTuber care face... Bă, Awake e singurul de ăsta care face banca lui de YouTube cu aia pe sump. Dar nu e vorba de bani, bă, fără de că... Dar ce pula mea, bă, taci odată, taci odată cu banii tăi în pula mea când te aud, îmi vine să vomit. Zi-mă-l și pe era? Da, mă, știu, normal în pula mea. Că era mafio pe nefrit în pula și avea știu, mă, un că abonat. În pula mea și acum are a fost 14 care, ce te pe live are 6 de care, și ce dacă are 14 care? Să vezi, ce mișto ești, nebun la cap, să aia ți-a pe bravo lui, bravo lui, care atât ce... Ia vine la influență, veniți toți, vapor. Da, coi, nici eu nu suport chestia asta. Discuția de mami mi se pare cea mai de căcat. Ce dracu coi, că nu mai merge să vă. Ah, gata. Pă bune. Nu coi, nu. Nu e adevărat. Chestia asta cu cine joacă cu cod la ori sunt retardat, nu e adevărat. Mie mi se pare foarte prost. Pentru dacă și eu. Dar de ce mă cum e corect? Nu coi. Dacă, vorbind, dacă ție îți pasă atât de mult de comunitatea ta, nu faci anumite greșeli, astfel încât tu să aduci, să ajungi să se folosească codul. Pă bune, gen, uite Xenon, la Xenon de ce e posibil? Că, pe nefrit vorbind, chiar dacă sunt unii care au alte coduri sau știu ce au, sunt ei comunitatea cu cei mai puțin codați, gen... De ce? De ce Xenon? Putea să fie oricare. De ce Xenon? Pentru că știu să vorbească simplu. Păi și toți sunt, bă, cod asta. Toți adminii 6, toți adminii 6. Nu cu aia, toți adminii 6. Mie mi se pare că toți adminii 6 de la Tibi și nu vreau să jignesc pe nimeni. De fapt, vă jignesc ce pula mea îmi poate. Ce admin 6 de la Tibi? Cu aia, orice admin 6 de la Tibi, la Pera, la Sloboz, la Căcat, sunt proști pentru că atacă într-un hal codații și nu îmi pare bine că fac asta codații pentru că atacă developerii, nu codații. Și de asta m-am și enervat atunci în vară cu Lolex. Pentru că m-a atacat pe mine și pe Fenomenul în loc să-l atace pe codat implicit sau să vorbească cu noi, să facem, nu știu, un pack sau orice. Pentru că poate eram dispuși, dar nu. A început să vorbească ca ultimul handicapat despre niște lucruri care nu erau adevărate. Ce păreai de codul lui Lima care merge pe nefrit? Și foarte bine să meargă, care-i problema? Ce să-i fac? Ceva întrebări. Zici că pot să pun eu tagada pe viața omului. Dar cum vrea să fac asta? Asta face ce plan. De ce faci bug? Ești terminat? Vrem update-uri la mafii, mă, ce bă, Victor, te lasă. Bă, da, comunitatea de mafioți e cancer. Lasă pe server. Nu e ca aia de pași, da. Bă, da, uite, fii atent, Lucien, ne fii atent aici. Deci majoritatea onărilor o zic pe aia cu, bă, de ce mafioții sunt mereu așa mai ratați, că pula mea, că... Bă, dar aici e concurența, frate. Normal că putem frate. Să facem. Aici e concurența, aici e bătaia adevărată. Ce, da, știu. Cine ar putea să se plângă, taximetristul? Bă, nu ești morții, pula, că-i dau cu pumnul în gură, băga mea și pula din el. Bă, asta, da, normal că putem să facem anumite chestii să restricționăm. Da, dacă ei vorbesc aiurea și asta, normal că nu suntem dispuși, ce pula mea. Sunt dispus să vorbesc cu alte, nu știu, cu Tibi și cu Shadow care au o stare, o dată de aroganță excesivă. Au un dăsta, cum să zic, un aer de superioritate în pula mea pe care nu și-l... Nu și-l atribuie, nu-l merită, nu înțeleg ce în capul lor în Sloboz. Și de asta au și ajuns unde au ajuns, în pula mea, la bătaia, mă rog. Să-mi bat pula, mă, Tamironescule. Te-a tuns tactul când era beat, te-a tuns zero în cap. Băi, te-a tuns tactul cu paharelul de țuică când și l-a spart în cap. Uite ce zici, că zi lucrul pozorul că-i bat mâie, că-i mai prost ca dubii. Futu-ți pe măta. Că în ce bășin vorbești să-mi bag pe la... Nu vorbesc că în ce bășin, stai cam. Adică, dacă ți se pare, e părerea ta, pula ta. Că jucat... Tuduleanu, m-am mulțumit pe sigurana ce poză are. Că jucat Sam... Cum îl chema, mă, pe ăla? Din aici, aici. Stai că știam, Sid! Sid? Așa, mă, bă, chiar îl chema Sid, ești prost. Da, e server de teste. Nu, trebuie să mă iubești cu aia, că nu, e părerea mea, nu e adevăr, stai cam, adevărul poate... Da, ați bă dislike toți ăsta 100 pe live.
seară frumoasă, Shade. Cum, cu aia ziua pe 2000. Oricum, oricum, bă, deci mie mi se pare că m-a fi select cele mai multe tovarășii pe Sam, mă jur. Și cel mai ușor, pentru că acolo e cel mai dinamic, știi, adică nu, eu nu cred că există unul care să dea bine și să nu fie tovarăș, pe bune. Gen, tovarăș cu un anumit grup, știi? Adică nu cred că există vreunul, gen, ipotetic vorbind. Bă, stai, pe ce închide live o să vorbească, mă, stai, nu m-ați oprit pe asta. Ce părere aveți despre Bizon legat de coduri? Nu avem nicio părere. Nu am de ce să mă acces. De Bizon îmi place de Bobo. Bă, Bobo, da, Bobo e singurul, deci... Cel mai șmecher owner din România e Bob, pentru că e singurul care s-a implicat cel mai mult în comunitatea de Sam. Deci Bobo e singurul dintre toți, Awake, Rădu cu toți, Bobo e singurul care a rămas, nu știu, owner, respectat chiar și de noi până la urmă. Că avem noi problemele noastre cu comunitatea, e partea a doua, dar Bobo e cel mai băiat om, pe bune, gen Bobo mie mi s-a părut mereu un om ok. Și să știi că Bobo cred că a fost de multe ori dus de nas, gen luat de fraier și nu merita băiatul. Dar ce vrei, în viață... Ce să fac, bă, și ai, du-te bine pe aici. Pă bune, în viață chiar nu poți să câștigi altfel. Unul care pierde trebuie... Dacă unul pierde, altul câștigă până la urmă. Rădu că e cel mai... Rădu că e cel mai prost de acasă. Ce, mă? Ce dobitoc ești. Ce, mă? N-am înțeles. Nimic, mă, zi, nici mai departe. Că am zis aia cu dacă unul pierde, altul câștigă, sau dacă altul câștigă, da, unul mai pierde. Păi da, nu a... Și până la ăsta, adevărat, ești terminat, zi tu, ce e așa, nere? Uite-l pe asta. Adevărat, mă, oricum. Păi nu e așa. Gen, dacă unul pierde, altul câștigă, simplu. Adică dacă bag e, dar pierdu playerii, Nefritea câștigat, ce slobozi. Toată lumea știe asta. Toți sunt conștienți, nu? Ce s-a reținta. Da, băi, Bulangiu, să joacă cu coduri. Da, mă, sunt ultimul terminat. E ironic că... Vai morții tăi, cum ce Cristiana Ivone. Bă, să vezi ce proastă e Cristiana Ivone aia, bă, ultima disperată. Făcea da. Asta pe Instagram și zicea că a murit, bă, nene, călinaciu. Ce, mă, ce? Eu nu înțeleg de ce pui botul la chestia. Lucky to Xelo folosea cheats, aolo. Ce? Lucky to Xelo? Nu, nu. Xelo e singurul care nu o să joace cu codere mafie. Vă zic de pe acum, gen băiatul ăla, nu știu, a fost singurul care a fost ok cu el. Păi și eu? Nu e adevărat. Nefrit nu i-a câștigat din cauza că au avut update-uri, că au fost constanți. Xenon e probabil la ora actuală cel mai bun scripter și implicat, gen este, dacă este. Nu, dacă Xenon nu era, Nefrit nu ar fi fost niciodată și cred că Xenon a fost cel mai corect om pe care l-am cunoscut. Și gândește-te că ne-a adus pe noi, adică... Coe, las-o în pula mea, ce scripter ar fi adus codații cu el, gen pe bune, să-l ai pe Renko admin 5, pe bune, cine ar face asta? Adică i-ar fi făcut oferta, dacă Xeno a fost singurul care a reușit, gen... Păi, dacă am deschideam ratatul de shadow, ratatul de shadow-ul banea pe formă în pula mea, pe Renko, că exista pur și simplu, nu făcea nimic, nu înjura, doar la bana pentru că era Renko. Atât de retardat e. Și acum l-a lovit în pula mea, că nu, uite, l-a lovit unde îl doare mai tare, că sigur îl doare în pulă de player, dar îl doare la portofel grav, zic eu. Că așa sunt majoritatea. Mă plictisez, mă, să din ce faci. Pe Jetta Engine, da, bă, e de treabă că se mi-a dat drogul la voară. Ești filozof, mă. Nu sunt filozof cu aia, dar zici, na, zici. Bă, dați-mi, bă, în pula mea lăsa o șaurma să... Bă, dați-mi, bă, aici, dați-mi aici idei, dați-mi idei să discutăm, vreau idei? Să discutăm. Vreau să discutăm. Bă, mai iau, bă, o gură de apă, tot. Hai să discutăm despre rasism. Respiră, mă. Hai, mă, să discutăm despre rasism. Hai să discutăm. Ia discută, bă, decesul lui Alexander Capone. Ia discută, bă, despre lagărele de concentrare. Lagărele. Unde țin pe vot alegat? Nu pot. Bă, du-te-n morții, mă, de aici, jobito, că-n morții, mă, că era... O, mă, că vine 1 martie și îi dau drumul. Du-te-n morții, mă. Du-te-n morții, mă, tii.
Chipsane, dai un sandwich, dai ceva acum așa la încălzire. Să mor tu foame așa, fii atent, cu brânză roșii. Mamă, brânză roșii. Și... mamă, stai să vezi ce dau în ăștia. Trebuie ăsta, pare despre sistemele WQO, ce dracu e aia? Bă, da, feta, băi, da, mă jur, e bun. Vorbiți, bă, despre Crocodile Team. Cine dracu e ăla? Mui. Nu puteam să strigem, da! Luciana, nu, vorbește, feta, mă, despre feta. De ce LOL e cel mai bun joc din lume? Nu e. Bun. Nu e, că el dar e care, mă? Mui. Bă, dar ce fel de moderator sunteți voi cu dislike? Bă, bune acum, mă. Cică, ia, bă, asta chiar e bun, iau, cică, părere despre sample de acum și cel din 2015. Ia, asta chiar e bun. Ia zic, Croc, ia zic. Nu, zi tu. Bă, în 2015... Da, serios, nu, pe bune, serios zi. În 2015 se prindeau repede. Taci, cu aia odată, lasă-l să vorbească. Zi. Bă, Croco. Da. Zi, acum. Da, mă, că-ți pregătește speech-ul. Hai să-mi amintesc, ești nebun, că în 2015 eram civil. Când erai pe RPG3, coaie. A, când eram pe RPG3, atunci, da. Pe Quart, Quart sau cum pula e. Și mă rog. Nu știam pe nimeni. Zi tu, gen, cum ți se părea, na. Zi tu. Că după dacă zic eu... N-am înțeles nicio părere. Dumi, tu nu jucai. Jucai? Jucam, dar jucam pe fără de gaming, respect. Și cum era? Că și eu jucam pe Dezmax. Aveam pil la admin, mă lua la TV, dădeam să le știu la Moarn, dădeam chiri la unul din PP-uri furate de la admin 6. Bravo, mă, dă-te în morții, mă, te așa ai făcut toată viața ta, ai stat 3 luni în tersea să-i lider, du-te în morții, mă, tine. Păi eu în 2015, frate, am intrat, când am intrat în tersea prima oară, am stat 7 zile și am intrat, am fost, am luat, am plombat deja cu voi, frate. E ironic că când jucam în 2015, da, Resmax a fost cel mai șmecher, da, trup. De fapt, era mai mult cu mă rog. Uite, și eu. Cine a jucat pe Rez, în 2015 cred că jucam pe Rez Max. Nu, sau mă mutasem. Și am jucat și pe unii RPG și pe Rez. Și-a dat fuck up, țigan. Mai tragi, mă, nu te mai oprindi vorbit. Jucam pe Bizon. Mă mutasem pe 3 după Rez Max. Și nu știa nimeni. Mamă, ce-am dat lui ăla. Și nu știa nimeni de mine. Și pur și simplu am apărut de păi ce, acum știe? Nu, fii bolangiu, lasă-mă să-mi termin. Bine, așa, gata. Așa. Și nu știa nimeni de mine și pur și simplu am apărut peste noapte și toți erau mirați și am luat bani în a doua zi și am luat un ban și de atunci am fost. S-a jucat normal, toți am jucat pe o perioadă. Da, păi, dar gen, cred că toți am avut o perioadă când, nu știu, am fost. Eu acolo mă să facă bug. Victor 2 Fuvru. Cred că cel mai complet jucător de Samp pe care l-am cunoscut și am jucat cu el e Ben, singurul care e bun la e bun și pe cred, gen și gândește fazele și ca player în sine. Cred că e liderul complet. Ăla nu e om, e coala ăla, de asta are avantaj. Nu, pe bune, chiar Ben cred că e cel mai bun jucător de Samp din România, pe RPG-uri, cel puțin. Nu cred că a existat un server în care Ben se ia ors. Nu. Uite, ce râzi, Croco? Bă, dar cum să zici de worst în morții, mă, tică, doar nu se joacă cu mâinile încrucișate, cu mâna dreaptă pe tastatură și cu mâna stângă. Oh, lasă, mă, că e... n-ai văzut cum joacă ăștia care de-abia intră mafie, că de-abia țin mouse. Hai că nu ratezi, că are burta pe birou, mă, și... Da, mă, joacă bine cu orice armă, ia păi deciziile da. Corecte, cu ce să dea la momentul respectiv, da. Păi bune, mi se pare cel mai complet, da, poate la 1 vs 1 nu e bun. Clar. Ia zi, bă, Fax, gen... ia zi, Luchy, Fax. Bă, Fax. Vezi că Andrei, nu, imediat. Andrei e super catering. Andrei e super catering, că Fax e cringe. E ciudat. Andrei e super catering. Fax are cea mai mișto voce. Și cred că aceeași părere are și el. Că Luchy e handicapat și David e de treabă. Cred că amândoi. Nu e David. Și nu e și Luchy. Părere Dumiliano. Ultimul terminat pe care îl cunosc. Îmi regret toată viața că l-am cunoscut. Da, și băgam bine, mă, bine. Dar tu de unde ai apărut, frate, Dumi? Eu am ieșit din pizda, mă, Timo. Am deschis capacul și am ieșit așa când era noaptea afară.
Ce că am ieșit din... Părerea domichia. Cu aia nu mai văd. Bă, dar cine-i Vladimir ăsta, frate? Cum să zice? Eu nu dat afară din ia, bă, te rog, părere despre Xiaomi. Nu știu, nu prea am avut. Dar vezi că eu n-am avut tangențe. Mamă, la părere bahubali, cine dracu e ăla, e jucător de fotbal? Închitați-mi pula mea că nu-ți permiți developer la cât vrei și vorbești de haine din Vagabond. În Terminatule, așa. Dar nu păreri de persoane coaie, că e prost, nu pot să-mi exprim părerea așa. Mi uite, se pare frate, părere căscat. De Gabi XL, ce dracu? Pă, bune, Gabi acolo, XL, e... mă, XXL, băi. Cel mai șucăr băiat. Cel mai șucăr băiat. Dați-i voi în pula niște păreri. Miștorul de tot băiatul, am vorbit cu el de două ori. Ceva comparați. Ce dracu e ăla? Nu știu de ce s-a lăsat Capone, e treaba lui. Știu că ultima oară jucasem în iarna aia, eram amândoi, eram în șase. Nu, înainte să se lase Capone, gen mă împrietenisem cu el că ai jucat amândoi pe Redmax. Și am mers pe 1, am luat amândoi rang 6 la de Shakira și după ce a trecut și că pe Bizon, în decembrie, taci puțin, în decembrie nu sunt ori pe Bizon, știți? Și după, pur și simplu, a dispărut. Nu știu, mi se pare că a ieșit din mafie și... La fătul Roberto Arumini. Nu, chiar n-am mai auzit de el de atunci. Pur și simplu, zic. Și că părere mă s-a luplată. Drăguță, tu treabă și aia. Mamă, părere e Rotu Glory. Foha! Bă, Andrei, de treabă. Rău de ultimul terminat. Nu, eu nu știu cine e, dar știu că mi-a dat tata cu codul pe Bizon și l-am înjurat. Te obișnuiești, te obișnuiești. Aoleu, ce-i-am dat-o lui ăsta? Părere... familia ta, Lucky. N-are, e părere inexistentă. Au fugit. Ai fetul cu lui Capone? Părerea Alberto, ăla moldovean, știe Lucky. A, ăla de-aș arta curul pe live, nu? Zic rău. Alberto... ăla de-aș arta curul pe live. Nu țăpa? Da, ăla. Da, da, 45 de pe contul meu de pe Ruby, acum 12 luni și a luat bani, a doua zi. Ce-a făcut? Deci fii atent, Alberto a făcut, Alberto a fost... Ascultam puțin. Primul client. A fost primit cu CSP de la tine. Da. Și fii atent, aveam un comp pe Ruby, aveam 4 colidere, am fost în 4 mafii, aveam 4 colidere. Am ieșit din mafie, aveam 3 mașini, am vândut contul pe 45 de euro. Cred că a doua zi a luat bani de pe alte conturi permanent. Cred că noroc că s-au dus interdicțiile și acum de curând are contul. Efectiv, are contul acum... Cred că Nefrit e cea mai completă comunitate din San Promenes. Mi se rupe pula. Gen... părere Tony. De unde ai armele? Părere Tony, te rog, de unde ai armele, Lucky? Nu știu. Sunt golden weapons Katsuno, cred? Ăsta e Dumi care vorbește? Mamă, Katsuno! Ce mă aia? Așa, părere Tony. Ce părere ai, Lucky, despre La Duș cu Tony, noua serie de pe YouTube? Ce pula mea, chiar exista așa Lucky ceva? Lucky, putu-ți morții, mătii, Cristi. Da, ne gândeam să facem. Putu-ți pe măta, Cristi. Hai că nu dau teama. Punem pe Tony pe YouTube când face duș. Nu știu ce părere am despre Vedoi. Am uitat și pe ăsta, părere Goro. Vedoi e singurul cod care s-a menținut și e cel mai bun cod, cred că, posibil și în ziua de azi. Părere despre Vedoi, frate. Clar peste 5, clar peste V4. Clar? Clar. Sută la asta. Hai. E singurul cod care și-a păstrat prestanța, să zic așa. Îmi puteți da și mie un cont să mă joc. Și normal, în pula mea, te gândești la Renko care... Ai intrat Sidranul ăsta, băi, ce voce. Cred că Renko, fără să exagerezi. Stai mă puțin. A intrat ăștia așa, bine prea gălăgeți. Cred că Renko e singura persoană. Nu singura, hai să nu exagerez. Că am întâlnit la facultate pe unii să-mi bapă la genii. Da, cred că e una dintre în top 3 cele mai inteligente persoane cu care am vorbit. Cu tot că e retard, e ultimul retard al pe pământ, că nu e serios. Să-mi bapă la în fața lui și măsaia că eu am. Dar în rest e deștept, din păcate. Nu știu cum pula se face. Mamă. Nu știu ce
cine a făcut cei mai mulți bani. Și nu cred că e relevant cine a făcut cei mai mulți bani. Contează cum e codul. Niciodată n-am pus preț pe bani chiar atât de mult cât am pus pe cod. De asta nu-mi pasă. Dacă zici că nu cumperi codul, mă, cam doare în pulă. Înțelegi? Dacă vrei, îl cumperi. Dacă nu vrei, nu-l iei. Nu te obligă nimeni. N-am idee. N-am V2. Făceați gălăgie, mă, enervați deja. Pula mea. Hai mai jos. Dacă sunteți retardați și vorbiți într-una ca ultimii tâmpiți. De ce se mori? Bă, puteți să nu mai faceți gălăgie, gen, pe bune acum. Dar vorbea Croco de șocolată. Ce morți, mă, te faci, mă? Salut, Croco. Noroc. Bă, Luchy, înainte de să-mi chepșam aici. Bă, ce... Abdei, la ce? Bă, curând, am lucrat la nou meniu, mi se pare că a postat și clip XP2. Am lucrat vacanța asta sau ce până la mea a fost, că nici nu-mi dau seama. Mi-a trăzit scaunul, mă! Băi, ce-a fost aia? A trăzit scaunul, mă, zic eu. Avem... Taci-mă puțin, nu mai fă gălăgie. Avem Rainbow în cod. Numai că nu suportăm... Adică eu, cel puțin, n-am fost niciodată de acord să facem pe toate chestiile gen... mașini, faruri, căcaturi de genul, nu, e deja prea gay, e prea LGBT. Bă, Luchy. Luchy, ești live? Da. Că e tact. A, mă auzi aici acum, de-al să-i întreb. A, ești live, lasă, nu mai întreb nimic. Da, sunt eu și cu vacile mele. Salut, salut. Da, mă, salut. Vaca de măsa. Ce o mai face V4 ăsta, că nu mai merge pe nefrit? Respect! Ia zi, Hilaru. Aha, Hilaru, vezi că mâine joi. Salut! Salutare, YouTube, eu sunt Hilaro și azi ne jucăm Minecraft. Salut, Hilaro! Când Hilaro, felicitări! Mulțumesc! Când vin bănuții? Da, mă, vorbiți, mă, ce bănuți, mă? Nu știu, mă, Hilaro! Da, o să pun... Ia, stai, că mi-a pus o întrebare bună. Mi-a spus întrebare bună. Și mie mi-a zis în baia că am voce drăguță, bună. Te pup. Mă rog. Da, o să-l bag la extra. Din următorul update, Rainbow o să fie la extra. Luchy. Da, mă, dar băgăm custom skins. Da, Luchy, de curiozitate, câți developeri ai, frate, la cod? Are mulți. N-are mulți, are vreo 17.000. Destui? Nu mai mulți developeri decât licența normală. Nu, nici chiar. E 15 ore licența normală, cu aia, tot săracii. Să mor eu mor cu aia, eu mor pe prostul de Sidra, bă. Vă dau două săptămâni, dacă în două săptămâni Sidra o să fie iar pe Sam. Bă, bun pariu, mă, îl simt că o să fie înapoi. E terminat, tu ești terminat, înțelegi? Ăsta e scopul tău în viață, să fii terminat, înțelegi? Gen, mi-ai băgat echipa la SBC, atât de handicapat ești. Da, și morții tăi n-au mai intrat pe FIFA de, cred că, de o lună. Păi, da, normal, că dacă mai îmi băgai odată echipa la SBC, veneam după tine în Germania și te băteam de cai pe tine. Mai taci, mă, du-te în morții. Ce-a de fac capul tău, mă? Îl pun pe groc, o să-ți dea bucata. Mamă, ăsta e în lowline, de asta e tine. E în linia de jos. La crocozaur aici. Bă, linia de jos, că... Asta înseamnă lowline. Da, mă, da. Tu și cu Real. Dar e de low line, linia, că e articulat cu A, linia, articulat. Da, să mai bine low line decât low să line, sau... Nu ar trebui să fie sau samurai în pula mea. După engleza mea de baltă, n-ar trebui să fie de low line. Sună bine, mă, în pula mea, low line, n-ai ce de jocul cât ai spune, sună ok, nu-i chiar. Nu! Hai cu aia, mă, lași cum sună samurai team. Măcar... Cum sună Serpent Team? Sau cum sună robota ta, bă, Team? Zeu Team? Da, eu mereu am fost curios, aia din 2K15. Mereu, mai știi, bă, Croc, că ne punea mereu întrebarea, bă, ia o să... Ok, și aici pe mă, deci schimbau numele în fiecare an. Da, mă, mi se pare genial, eu nu știu... Da, hai, budget team, aveau bani. Se bagă Luchy al meu cu 47 HP în 2. Asta înseamnă, tu ai chile ca lumea cu tine. Ia uite-l. Aproape le-ai bătut pe la un, bravo, Luchy. Corect, dar aproape l-ai bătut, Luchy. Mamă, mai ziceți-mi aici niște întrebări plauzibile, explicabile, ceva. Acum versus teamurile din 2015 și 2016. Ce pula? Wooden nu mai am cod, fratele. Royal a fost și va fi cel mai bun team all time. Punct. Da.
Ia, auzi, mă. Primul... Da, mă, și se scoală, Luchy, da, se bese odată de două ori, mănâncă cu șaormă. Deja când te gândești, când intri și vezi că liderii, Beyond Dawn, Luchy Luciano, Kappa, n-ai cum. Gen, ce mă, până, capă? Și sonor, Teo, da, Andy. Păi stai, bă. Păi aia, că voi câți lideri aveți, mă, mâncavași? 3. Au vreo 20, mă. Cam câți aveam pe de lideri. Uite, Founder. Și Founder... A, da, și Kid. Legendă. Fratele Kid. Spawn. Ia, bă, croco. Imită-l pe Spawn cu aia. Șș, moment artistic. Hai. Ce să fac, mă? Limiți pe Spawn. Da. Bă, ești prost, nu mai fac așa. Hai, te rog. Nu. Hai, mă. Pe bune, odată. Să mor tu, odată. Îți dau videoclipul cu aia. Zici, mă, pe bune, fă și tu pe live. Dar am uitat, ești prost, am uitat. Să-mi bag pula morții lui Bulaie, ciubotă și ai lucrătel. Dar pentru asta l-avem pe șoc. Liniște, mă, șoc. Șoc, știi, mă, versurile? Nu mai știu, mă. Mă, nu mai fi, mă, bulangiu. Îți dau bani, pe bun îți dau bani. Dă-mă link asora să vorbească cu tine, mă, Luchy, luăm aici la Q&A. Îți dau bani, pe bune. Nu. Mamă, să vină un dăla. Bune, Luchy, cât costă te vină? Din păcate, cam ăștia sunt majoritatea. Bine, te-ai certat cu Fox. Dar nu m-am certat cu Fox. Am dat un exemplu de întrebare. Am pierdut liderul din prostie. Așa. Bine spus, bă. Doar pentru că am avut încredere în Corban. Dezdreața pune. Ia taci, mă, ia, hai, recap. Liniște. 3, 2, 1, acțiune. Hai, zi. Lowline, cel mai șmecher timp. Să-mi bat pula. Îți dau bani, dați-i bani. Îți dau bani, șoc, nu? Băi, nu-i da bani, dați-i morții, mătii. Îi dau bani un pic. Băi, eu mă arbuie de gând, ești frumos. Și îți dau ție, mă, nu, te spun la nici cu aia. Să mă rog, că dacă, mă jur că dacă nu eram live, țipați pe aici, făceați ca ultimele animale. Să mă rog, zici că îți dai seama cine ești tu, șoc, mare brânză, îți dai seama. Să mă rog, ești terminat, mă. Te ferești ca ultima păsărică. Pă bune acum. Să mă rog, n-ai cum să uiți aia cu aia, e vrăjeală proastă asta. Ce să uiți? Bă, dar vers cu vers, frate, ești prost. Fii atent, dar că nu e gameplay, cum fii atent, dau play la bot, dacă, dau play la bot. Vorbiți și voi de teamuri de azi și cele vechi, nu există coaie, teamuri noi, teamuri vechi, teamuri medi, teamuri exact. Păi cum zici ăsta, Royal cel mai bun, și punct. Ăla comentă, Royal cel mai bun team după TSA, Andy Botezătorul e fratele meu, e singurul care a fost cu mine în toți acești ani, punct. Să bă pula mătă, bă! Păi vezi că-l cunosc pe Andy din 2013, ești nebun? Păi Andy, prietenul meu, bă, nu-mi furt ubiei prietenii. Când jucam eu cu Andy, tu nici flăci la pulă nu aveai. Să-mi bag pula, măta. Andy nu știe cum te cheamă, bă, săracule. Nu aș face așa ceva. De ce n-ai face, frate, așa ceva? Nu, zice Călin să... Păi da, o zi, du te-n morții, mătii, că vreau să văd și o zi. Nu are sens. Ce sens are? Pentru că dintr-o zi se vor face două, din două, patru și tot așa. Pentru că așa merg lucrurile. O zi, nu, pe aia, când îi dai prostul, îi se învață, simplu, punct. Și cu odatul lui îi se umflă coaile, că nu înțelege de ce nu merge codul aia, trebuie să le opresc codul. Mamă, pentru că dacă ai oprit odată o zi codul... Păi ești nebun că aș avea Discord-ul 1000 de mesaje, ești nebun la și cap. Și să numai... Eu ca eu, că sunt eu cu Xpido și nu mi-ar da doar mie, iar da și lui Xpido. Da, fenomenul că ești singur. Mie mi-e și frică să mă întreb ce membri are, ce clienți are. Bă, dacă ai mei sunt proști. Băi, eu vă zic și nu mă feresc. Gen, bă, dacă ai mei sunt proști, mă, unii sunt proști, mă, pur și simplu, proști, gen, proști pe față. Da, pișcot. Bă, și el e singur la, îl mai au pe Xpido că vin la el, că îl enervează, dar pișcot, ești de muncă, vin la el. Câte 100, cred că ești nebun la cap, nici nu vreau să știu ce e. Dar Renko cu aia pe ăla, la te-a la mișto. Renko în pula mea, nu cred că are mai mult de 3 mesaje, 4 mesaje de cod pe zi. Nu cred, nu zic că nu e posibil să aibă. Adevărat, dar de ce aveți cod așa terminat? Pe 037 sau cum se numește și Renko are cel mai șmecher cod. Da, pur și simplu, în Renko vorbim despre anumite chestii la codul lui, stai așa.
pe care tu s-a împins, tu nu poți să le vezi cu ochiul liber, mă înțelegi? Pentru că tu ești prost. Ba, tu ești... pot în morții, nu, tu ești prost, te zic eu, tu ești prost. Croco, tu nu ai o treabă cu viața și vrei să ai codurile, shut the fuck up. Am Luchi, citește pe cea mai nouă. Nu știu, mai zici tu un idee, mai zi o idee, nu știu. Am rezolvat un bug la V2, frate. Părere cu din barada și eco. Părerea glonțul în genunchi. Ia ta așa, dă-te-n robot să mă citești și tu aici. Părere cu din barada și eco. Dă-te-n pula mea de identitate. Dă-te-n morții, mă tine. Bă, dă-te morții, te-ai făcut. Dă-te-n morții. Ce sărac. Umorul ăsta, ce aveți, bă? Li s-au umflat coaiele. Bă, dar du-te în morții, mă, tine țigan. Părere cu Rădin Barada și Eco. Top ce mai bun jucător, 5 ce mai bun jucător fără coduri. GTA Sunt online top. Ce te prind și ai zis. Bă, acum nu poți să faci un top 5 cu jucători cu cod fără cod, pentru că nu știu. Nu, pe bune acum, cred că sunt prea puțini jucători care joacă fără cod acum. Eu sunt top 2. Eu joc fără cod. Shut the fuck up, nu te-a întrebat nimeni. Da, șoc. Nu te-a întrebat nimeni. Sens, e foarte greu să faci un top. Dacă e un top, auzi, cred că top all time fără să mă laud. Cel mai bun jucător Beyond. Cel mai bun jucător la World Beyond. Lucky 2, o să zic acum că el e pe 2. Da, eu 2. Îl cunosc pe gras. Eu 2. Nu, Croco, pe 3. Croco pe 3, clar. All time 3 Croco. Pe 4 Kid. Cred că a fost cel mai cancer jucător. N-am acces dacă te mutam. Și nu știu, 5-ul e greu. 5-ul e greu să-l... Pune-l pe tine să-mi trag. Trage-l pe ăla, pe cameră. Nu mă, lasă-mă să mă gândesc la... Nu e bun Justinian, nu era bun mă Justinian, lasă-mă cu prostul tău. Păi da, Justinian, Justin, ăștia n-au ce căuta. Justinian n-are ce căuta, Justin... Nu, Capone, nici măcar Capone, nu, adică niciun Capone n-are ce căuta. Bă, trageți-ți mă și pe Capsonul aici. Un jucător bun, Capone avea cod. Bă, uite! Cred că știu. Zi, să intre pe 5 ar fi J cu Geo. J cu Geo cred că ar fi pe 5. J cu Geo acolo la bătaie. Pentru că Geo a apărut cred că în ultimii 2 ani și a jucat super bine. Deși prin 2016 când jucam pe Baghet era super slab, că mi-am amintesc că era rang 6 la student. Dar după a început să joace bine. Și J, pula mea, a fost cel mai bun jucător pe Baghet un an și ceva. Adică zi mă părere unchiu, că te-a întrebat tu. Ce pula părere să am? E unchiu. Morții tăi, cred că e cel mai bine. Ce-a fost cel mai activ al tău? Tu lider și... Ei, da, sunt mult. Cel mai bun, că m-a băgat pe mine înapoi când ne-am cerut atunci. Nu, ce... Din 5-4 au făt, ce normal. Care... Ce dracu face capșonul? Pula mea, n-ai cum să mulțumești, oricum n-ai cum să mulțumești pe toată lumea, eu zic asta. Fiecare om suntem diferiți, depinde de el cum se va identifica. O, băi, Croco, băi. Vezi că a zis-o bine, prostule. Vezi că a zis-o extrem de bine. Pă bune, fără să vrea în prostia lui, chiar a zis-o bine. Fiecare om suntem diferiți. Da, a zis-o bine, pentru că este analfabet, dar am înțeles mesajul. Băi, fax, pula mea, dacă e topul lui Luchi. Fax? A, da, și fax. Da, ai dreptate, uite, pe fax nu l-am băgat și chiar e un jucător bun. Ai dreptate. Uite, nu, am uitat de el. Nu știu, ar trebui să ai o listă pe față, pur și simplu. Părere zic. Fax, da, Fax e bun, ce pula mea. Bulangiu. Pe bune, Fax chiar e bun. Nu e bun, bulangiu, jucător. E de treabă. Roy cel mai bun. Mueslic, e un sifon prost. Nu știu, Rival acolo cu mine. Nu, mamă, da, ce, mamă, ce jucam în 2016-17 cu rifle-ul, să-mi bă... Mama, asta expert ăsta dă-n lead dev-ul licență înapoi de vreo 2 ore în pula mea, ți-a zis mai devreme dă-n licență înapoi și-a urma. Cred că pe 2 ar fi între mine și Fax. Nu, între mine Kid și Fax. De fapt... Yo, de... Te-ai jurat Capsanul, mă. Kid pe 3 e deja prea mult. Își bagă pula în ochii. Zic că Kid pe 4 e prea mult coaie. Mi se pare prea puțin la câte a făcut. Kid cred că are cele mai multe besturi după Bizon, după Beyond. Pentru că a jucat cel mai mult acolo. Și omul juca mereu. Deci lua best pe RPG3, se ducea pe RPG2 și lua best și acolo. Pe bune, gen, eram cu el în Mafia, în pula mea. Kid e chiar bun. Păi da, dar și până când a jucat? Până păi asta zic, că nu prea juca mult. Păi asta da, 2017 a când a fost Ruby, frate, de s-a băgat anticitul, cine a fost cel mai bijmaker? Șeful banilor. Eu. Hidra. Cum morții mă, Titu, mă, că aveam în rifa cu aia 500 cu 70.
Eu am jucat bine, cel mai bun an al meu în care am jucat SAM 2016. În 2016 eram cel mai bun jucător. Când am ajuns pe Orange, că atunci era popular Orange, dar avea să deschisese, era 1000 din 1000 și acum mai amintesc. Da. Bă, coaie, nu era unu, nu auzise nimeni de mine și nu era unu să mă ia efectiv la scor. Săptămână de săptămână, nu știu, 10 săptămâni și după când m-am dus pe Blue, la fel. În 2015 pe Ediez, pe Blue, am spart de i-am căcat pe ei. Pe unul când m-am dus primul ori listă în pula mea cu Beyond. Multe wow. chestii, numai că nu intram la ori, slăboz. Și după ai venit tu. Tu ai venit atunci, prin 2017. 2017 cred că ai jucat cel mai bine. Atunci când am făceam eu live-uri mereu. Atunci ai jucat cel mai bine în 2017, ce pula mea. Că de-abia atunci puteai să fie egalul meu. Ce pula mea. Că luam eu, tu și Chesan. Eu, tu și Chesan nu luam ori. Ai auzit, mă? Mâine se fac două orașe. Ah, bravo. Ai auzit? Da, și mă puțin, da, că vorbesc cu Croc, că ești terminat. Liniște. Că recordul s-a făcut oricum. Da, bă, coai, și Teu e bun, adică ce pula, și Teu e ratat. Mamă, sunt atâția, nu cred că pot să faci un top 5. Adică, nu sunt eu pe 2, cred că. Nici eu nu sunt pe 2. Și nici Beon e pe primul. Și nici Beon nu e pe primul. Pe bun. Dar cine o fi, mă, pe primul? Teu e... printre cei mai buni jucători cu care am jucat vreodată. E aproape egal cu Beyond. Da, de fapt nici nu știu. Coaie, a jucat pe Netflix vara asta. Ești ratat? Ah, da. Păi da, nu i-a dat V4. Nu i-a dat V4. Și n-are, el are doar V2. Nu i-a dat V4 și nici V2. V2 gen nu merge. Teo până se devine retardat, dar Teo juca pe Netflix curat 100% și juca bine. Ce mă, Teo n-a jucat cu Copăne Frit, nici pe Bizon. Pe Bizon, cred că și-a luat V2 în 2018, ce până, sau cred că pe acolo. Ce mafia a luat toate turfurile pe Bizon? Beyond a mai luat cheia odată pe 3 sau 4 toate turfurile. N-a luat cheia. Dar a făcut record și cheia, nu știu pe ce. A luat Beyond. Bine, a luat Beyond, Fax, nu? Da. Fax, ăștia cheia de ziceți voi și acum am luat tot. Da, la pe unul. Chiar nu știu dacă la pe unul. Și am luat noi acum o săptămână, iar toate târfurile. Când, mă, pe ce server? Pe unul. Am luat toate târfurile, ești retardat cu Eloco Carte la Ricci. Fără mișto adevărat? Da, mă, retardatul, ești tâmpit. La Andrew ăla. Da, la când am fost, nu știi că ți-am zis eu să vin Eloco pe Bizon? E, am făcut 72. M-au chemat pe mine și pe Beon, l-au pus pe Beon rang 6 și hai să dăm, tati. Gen, noi jucam, dar nu jucam așa, mă, și am făcut 72 când am... Ia auzi-l pe Razer, ce faci, băi, pulă? Păi a luat-o de turfurile, ce bă, Fax a fost cel mai, nu știu, Fax după 2016, finalul 2016, mi s-a părut un retardat, pur și simplu, din păcate. Nu știu, mi-am schimbat părerea total, până în 2016 eram tovarăș la Cataramon. Pula mea, s-a rup. Cred că n-am mai vorbit cu el de... Ce părere ai, Lucian, de Sam Cap V2 a doua bediție? Mi-a plăcut cum a dat Kenzo. Și e după Croco. Vă pup. Ia, mă, ce mai e aici? Nici n-ai rupt codul atunci. Mi-a expirat. Păi nici tu. Chiar nu l-am rupt, ești prost. Na. O să mă fie cel mai bun jucător de pe Sam. Și cam atât. Ziceți, mă. Smofi cel mai bun jucător din 2019. Blast a fost cel mai prost lider la team-uri ever. Punct. Fără niciun dubiu, mai prost ca Andrei, mai prost ca, nu știu, ca oricine, efectiv. Nu cred că există un om mai prost ca Blast și gen ca persoană, el ca persoană e cancer. Și acum îmi vine să vomit când mă gândesc că se lăuda cu banii lui Masa și Tax. Cine, mă? Blast Kia Becali după Blue. Mai sună CS-urile lui Blast cu un curugol pe la lui Ghibri în comentarii. Bă, du mi las. Normal că sunt. Da. Ce cu botul ăsta? Gata, mă, hai. Gata și cu live-ul din seara asta. Hai că am. Salut, băieți. Hai, ciao. Salut, băieți. Nu uitați, abonați-vă la Croc. Și la Sidra, mulțumesc.
pentru recrutări. Bravo, Victorie! Gata? Gata? Ok.